câteva ieșiri pe ultima sută de metri, din păcate. Din motive tehnice și geografice, candidatul PAS nu se poate prezenta astăzi. În rest, am să fac o mică informare referitor la restul candidaților. Ok. Haideți să vedem. Eu zic că... Tem începe. Eu zic să începem, da. Începem, deoarece... deja sunt majoritatea cei care au confirmat, sunt conectați. Bine, o să mai vedeți în listă câteva persoane fără video. Deci sunt traducătorii noștri, doamna Angela Galvan și Nadejda Mânzu și deja Radu Chivriga este de la Prives.eu, face conexiunea cu platforma Prives.eu. Așa, bine, cred că putem începe. Eu vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat invitația Institutului Republican Internațional pentru a discuta pe teme relaționate cu diaspora. Deci acest program de formulă electorală la care ați acceptat să fiți prezenți face parte dintr-o serie de evenimente de informare pentru diaspora. Este un program finanțat de către National Endowment for Democracy, este în totalitate dedicat informării diasporii pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Așa, câteva reguli pentru început, reguli de interacțiune în cadrul forumului. Cum am menționat anterior, noi am numit acest eveniment forum electoral și nu dezbatere electorală, din simplu motiv că nu va avea loc dezbatere între concurenții electorali. Însă, toți o să aveți oportunitatea să răspundeți la 8 întrebări din partea diasporei, colectate de către noi din partea diasporei, și o să aveți un mesaj final pentru a transmite ideea, ideologia, a prezenta platforma dumneavoastră sau ideologia către membrii diaspori. Așa. Deci, cum am spus, toți aveți câte un minut pentru a răspunde la întrebare. Ordinea în care veți răspunde la întrebare va fi ordinea prin rotație. Noi am hotărât să alegem înregistrarea concurenților electorali sau ordinea la CEC, pe buletinul de vot. Deci astfel, această ordine este Pace, domnul Denis Roșca, Congresul Civic, domnul Iurie Muntean, Partidul Democrat din Moldova, Mihai Olărescu, Platforma DA, Iana Stanțieru, Partidul Unității Naționale, Natalia Antoci, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Iulia Costin, Partidul AUR, Tatiana Potâng, Partidul Verde Ecologist, domnul Vitalie Marinuță, Partidul Puterea Oamenilor, Ruslan Codreanu, Partidul Oamenilor Muncii, domnul Alexei Rogo. Așa. Dacă nu auzi, numai o secundă. Doamna Costin spune că dumneavoastră nu aude, dar dacă nu aude, nu știu cum. Imediat o scriu eu. Ok, poate trebuie deconectat, dacă ați conectat ceva la traducere, să deconectați eventual de acolo. Fie bine, deconectați canalul de traducere și probabil că o să se rezolve problema. Dacă dumneavoastră nu aude, eu îi scriu acum. Okay. Bun. Așa, deci invitația la acest eveniment a fost transmisă tuturor concurenților electorali înscriși sau care au depus documentele la CEC. Cei care sunt prezenți astăzi aici sunt cei care au răspuns la invitația noastră. Eu vă mulțumesc. Așa, evenimentul este transmis pe platforma streaming prives.eu. Fiecare concurent electoral va avea un minut pentru a răspunde la întrebare, la fiecare întrebare. Și un minut eu final... Nu aud. Tot nu ne aude doamna Costin.
Dar să termin gândul. Deci un minut pentru a răspunde la fiecare întrebare și un minut final pentru a transmite mesaj către diaspora. În total vor fi 8 întrebări plus mesajul final. O chestiune foarte importantă, după 45 de secunde o să auziți un sunet care vă spune că sunteți la 45 de secunde. Așa? Și la un minut o să auziți același sunet. Da, o să existe 5 secunde de toleranță pentru ca să vă terminați ideea. După acele 5 secunde de toleranță, eu vă deconectez microfonul fără cale de întoarcere. Bun. Așa, cum am spus, concurenții nu vor interacționa între ei și limba în care puteți să răspundeți este atât limba română cât și limba rusă. Cine se simte confortabil poate să răspundă în limba rusă, dar întrebările vor fi oferite în limba română. Bun, acestea fiind spuse, eu am să-l invit pe directorul Institutului Republican Internațional în Moldova, domnul Krzysztof Lisek, pentru un mesaj de introducere. Krzysztof? Hello, good evening. Bună seara tuturor, vreau să vă salut pe fiecare. Din păcate, iarăși eu mă adresez din Bruxelles fiecare dintre voi. Eu am promis de ceva timp multor dintre voi că urmează foarte curând, în 2 sau 3 zile, urmează să vin în Republica Moldova, exact la timp, înainte de scrutin. Și eu vreau doar să menționez că vă urez succes fiecărui candidat. Eu știu ce înseamnă scrutinul electoral, deoarece am fost și eu politician în cariera mea. Eu de 6 ori în viața mea am participat la alegeri. De 3 ori am câștigat, de 3 ori am pierdut alegerile, dar asta este veritabilă democrație. Aceasta și presupune democrația. Totul este în mâinile alegătorilor până la urmă. Probabil că cunoașteți foarte bine cu ce se ocupă AIRA în Republica Moldova. Deci avem foarte multe activități în numele democrației, pentru susținerea democrației, pentru consolidarea democrației în peste 85 de state la nivel global, inclusiv Republica Moldova. Deja de câțiva ani suntem activi pe teritoriul Republicii Moldova. Unii dintre voi cunosc deja activitatea noastră în contextul activităților de instruire pentru politicienii tineri, pentru femeile în politică, etc. Și noi planificăm să continuăm în același ritm și în viitor, indiferent de ce se va întâmpla în acest scrutin. Eu nu vreau să abuzez timpul dedicat acestui eveniment. Vreau doar să vă doresc fiecărui candidat în parte succes în acest scrutin și sper să avem și discuții interesante și fructuoase. Krzysztof, are you with us? Da, aparent l-am pierdut. Aparent l-am pierdut. Disappeared. Ok. Bine. Am prins mesajul, în principiu. Krzysztof, do you want to add something? Ok. Cred că putem începe. Angela, vă prezint moderatorul pentru seara de astăzi, este doamna Angela Staffy, care vă va acorda întrebările. Iar eu o să fiu persoana care o să administreze timpul fiecare. Deci vă rog frumos, suntem toți avem nevoie de timpul nostru. Deci un minut pentru întrebare, 5 secunde de toleranță din partea noastră. După asta microfonul se deconectează, 3 cartonașe galbene și am să vă rog frumos să părăsiți întâlnirea. Deci ca să fie echitabil pentru toți. Da? Eu vă mulțumesc. Da. Și suntem în sincronicitate cu campionatul de fotbal. Da. Este bună seara. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți prezenți aici. Așa cum zicea Alexandru, mi-mi spune Angela Staffy, sunt în domeniul migrației și diaspora de 9 ani.
Deci cunosc foarte bine această zonă și probabil că și dumneavoastră o cunoașteți. Înainte ca să începem, îmi doresc tare mult să vă spun un singur lucru. Știți că politicienii fac politică, dar de fapt vin în Parlament și în guvern ca să facă politici pentru oameni. De aceea, asta este intenția noastră pentru această seară, ca oamenii să primească răspuns la întrebări foarte concrete pe care le au. Toate întrebările sunt selectate, sunt adresate din diaspora, de aceea tare sperăm că vom avea un răspuns. Așa cum zicea Alexandru, o să amintesc încă o dată foarte pe scurt regulile. Fiecare dintre dumneavoastră va avea un minut ca să răspundă la întrebare și ținând cont de acest motto, haideți să facem politici și nu politică, tocmai din cauza asta nu are rost să discutăm între noi. Aveți destule platforme pentru acest lucru. Acum eu vă zic spor și o să pornesc cu prima întrebare, care vine din Haga, de la Viorica. Și ea întreabă așa. Stimați concurenți, prin ce se deosebește programul dumneavoastră pentru diaspora de programul concurenților? Primul la întrebare va răspunde Denis Roșca, Partidul Pace. Denis, vă rugăm să vă deschideți microfonul. Alexandru va avea grijă de timp ca să fim în condiții echitabile toți. Da, mersi mult de întrebare. Programul nostru de bază deosebește de concurenților prin faptul că avem crearea ghișeului unic pentru diaspora, care va răspunde, va fi un sistem centralizat care răspunde 24 din 24 de ore și va organiza procesul de readucere a caselor diasporei. De exemplu, oamenii au nevoie de soluționarea anumitor probleme, de tipul angajarea în câmpul muncii, înscrierea copiilor la școală sau la grădiniță, rezolvarea problemelor ce ține de moștenire, recunoașterea diplomelor, recunoașterea titlurilor terenurilor. Aceste lucruri prin comunicare se rezolvă de la distanță și persoana când vine acasă nu mai are să cheltui săptămâni întregi ca să-și soluționeze aceste probleme. Deci, omul, intenția sa de a reveni o anunță din timp, cu jumătate de an, de exemplu, înainte, iar rezolvarea tuturor problemelor de ordin juridic sau social, de exemplu, recunoașterea pensiilor sau tuturor apostilelor necesare, să se facă de la distanță și persoana când vine în Republica Moldova, de fapt, să se integreze mult mai ușor și să nu se mai plângă de faptul că nu, țara nu mă susține și țara îmi creează doar mai multe probleme. Atât. Domnule Roșca, un minut și 5 secunde au trecut. Da. Mulțumim foarte mult. Îl invit acum pe domnul Iurie Muntean, Congresul Civic. Vă amintesc că aveți un minut la dispoziție. Domnul Muntean, deschideți microfonul, vă rog. Numai eu nu aud? Nu vă auziți. Nu se aude. Ar fi poate... Da, totul lucrează. Se aude acum. Acum vă auziți. Vă auziți. Okay. Vă rog să începem cumva de la poziția zero. Bună seara! Prima diferență dintre programul nostru, care noi îl numim programul celor 5 modernizări pentru Moldova și așa numitele programe ieșitele concurenților, este faptul că acest program există și nu reprezintă o pagină A4 cu un compendiu de o zi gen contra tuturor celor rele și pentru toate cele bune, iar restul jumătate de pagină ocupă fotografiile liderilor. Deci noi avem un program care este unul detalizat, complex și concret. De 80 de pagini, el este prezentat pe site-ul nostru și eu vorbesc doar de programul propriu zis, ca un set de algoritme, de pași concreți, de instrumente care urmează să le folosim, fără a lua în calcul acele 70 de anexe, inclusiv 40 de proiecte ancoră pentru fiecare raion din Moldova. Deci, proiectele ancoră includ identificarea punctelor de creștere în fiecare raion. Eu vorbesc nu numai de punctele de creștere social-economică, dar și general umanitar. Deci programul este concret. Ca exemplu, ca să înțelegeți cât el de concret, noi, spre deosebire de restul concurenților, știm precis câți moldoveni vor să se întoarcă în țară. Din acele peste 2 milioane de moldoveni. Cer scuză. Rețineți acest lucru. Ne pare rău. Asta este...
deoarece avem, ca să înțelegeți, avem foarte, pentru 12 concurenți, 8 întrebări și un mesaj. Asta e, deci trecem de o oră jumate. Deci, haideți să ținem timpul și pasul. Vor fi întrebări. Veți avea minutul la sfârșit în care puteți să adăugați tot. Domnul Olărescu, Partidul Democrat din Moldova. Da, bună ziua tuturor. Noi, echipa democrată, eu fiind candidatul numărul 5 pe listă, astăzi sunt totodată suspendat din funcția de președinte temporar până la alegeri. Noi, personal, eu sunt reprezentant la fel la diasporii, 7 ani de zile m-am aflat în Statele Unite ale Americii. Desigur, m-am confruntat la fel ca diaspora cu multe elemente birocratice care sunt în statul nostru, începând de la remitențele care noi le trimitem zi de zi, birocratizarea acestora. Noi vrem să debirocratizăm, să formăm un sistem ușor, transparent. Totodată vrem să facem facilități fiscale pentru diaspora, poate chiar scutirea la zero, să aducem programul, renovăm programul și îl reformăm ca să fie mai disponibil, pare 1+1, dar 1+3. Totodată vrem să continuăm la fel cu politicile administrației publice centrale și de business care să rezerveze pentru diaspora mai multe locuri de muncă, poate unele facilități. Și, desigur, ne dorim ca să întoarcem totuși acasă. Okay. Domnule Olărescu, cer scuze, 1 minut și 5 secunde, vă rog frumos. Asta o să fie runda de antrenament, se pare. Alexandru, te rog frumos să nu-ți pui pe mute microfonul, pentru că nu se aude semnalul și oamenii sprinși în... Dacă tu pui pe mute microfonul, semnalul de 45 de secunde nu se mai aude. Din cauza asta, okay. Oamenii au impresia că mai pot vorbi. Ok, eu am să refac tot chestia asta mai bine cu următorul concurent. Da, da, da. Te rog pur și simplu să nu pui pe mute microfonul. Iana Stanțieru, platforma, da? Prin ce se deosebește? Bună seara tuturor, bună seara dragă diasporă, bună seara dragi colegi. Platforma, da, are o strategie foarte solidă pentru diasporă. Nu sunt vorbe, nu este un afiș, este o strategie pe care am creat-o pentru diasporă, dar împreună cu diaspora. Am avut un tur în diaspora unde am vizitat 6 țări și 15 orașe. Ne-am întâlnit cu diaspora și această strategie conține toate ideile și toate sugestiile și proiectele din partea diasporei și se axează în principal pe participarea diasporei la construirea unei economii sustenabile a Republicii Moldova, de asemenea menținerea relațiilor culturale, cursuri de limbă română pentru cei din diaspora. De asemenea, vedem implicarea diasporei și participarea diasporei la construirea cadrului legislativ și al patrulea pilon este legat de întoarcerea diasporei în Republica Moldova și avem soluții concrete pentru întoarcerea acesteia, servicii de reintegrare a diasporei acasă. Mulțumim foarte mult! Iana, și aceeași întrebare pentru Natalia Antoci. Da, bună seara! Deci, întrebarea este foarte binevenită. Chiar unii din participanții noștri se află chiar acum în diaspora, în statul Italiei. Și vreau să specific unele din strategiile pe care le avem noi să le prezentăm. Deci, este că împreună cu diaspora noi vom învinge corupția și hoția, împreună cu diaspora vom redresa economia și sigur că împreună cu diaspora vom unifica sistemul de educație, cercetare, cultură, tineret și sport și sigur că aici am putea preciza că fără educație nu există viitor. Și unificarea organizațiilor diasporilor românești de pe ambele maluri ale Prutului, participarea lor la proiectele sociale, economice, medie, culturale, academice și sportive comune. Sigur că mai avem unele dintre strategii care sunt toate reprezentate în programul partidului pe care îl reprezint. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Da, deja începem să ne adaptăm. E un semn bun când politicienii știu să se adapteze. Asta e o chestie care ne trebuie tare mult. Doamna Iulia Costin, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, vă ascultăm. Mulțumim mult! Bună seara! Bună seara, stimați prieteni, dragă diaspore! Partidul nostru include măsuri concrete de consolidare și dezvoltare a țării, nu declarative.
prin prisma activității mele și eu am vorbit foarte mult cu diaspora pe parcursul 11 sau 14 ani. Noi propunem, după cum am spus, măsuri concrete ca micșorarea poverii fiscale pentru a stimula dezvoltarea economică, stimulente pentru agenții economici în primii 3 ani de activitate, continuarea sigur a programelor necesare business-ului pentru pornire ca pare 1 plus 1. Eu sunt și autorul acestui program și l-am implementat pe parcursul a 11 ani. Dezvoltarea infrastructurii, drumurilor, apă, canalizații care sunt necesare localităților, un sistem echilibrat de pensionare, inclusiv cu pensia a 13-a, o justiție reformată și transparentă și crearea posibilităților pentru a aduce oamenii acasă să dorească să muncească și să trăiască în Republica Moldova. Cer scuze, doamna Costin, 1 minut și 5 secunde. Aceeași întrebare pentru doamna Potâng, Aur. Doamna Tatiana Potâng, vă rog. Încă o dată, bună seara. Alianța pentru Unirea Românilor a demonstrat că pentru noi diaspora contează nu doar atunci când votează, prin plasarea în premieră pentru în Republica Moldova, pe primul loc pe liste a unui reprezentant a diaspora, care nu face parte din conducerea de vârf a partidului, nu este vicepreședinte a partidului, Victoria Grosu Vremeș este persoana care reprezintă la propriu interesele și diaspora. Alianța pentru Unirea Românilor deja a făcut unirea în diaspora. Noi nu facem diferența dintre cetățenii români născuți în Republica Moldova și care dețin cetățenie română și ceilalți născuți pe teritoriul României. Toate facilitățile, toate programele, toate proiectele României pentru diaspora sunt valabile și pentru cetățenii cu cetățenie dublă, cetățenii români cu cetățenie dublă. 1 minut și 5 secunde. Mulțumim, păstrați ideile, vă rog. Domnul Vitalie Marinuță, Partidul Verde Ecologist, vă ascultăm. Bună seara tuturor, bună seara, stimați cetățeni, aici acasă sau peste hotare, unde nu contează unde vă aflați. Noi, practic, Verzii din Republica Moldova, avem cam aceleași prevederi care au fost nominalizate de majoritatea concurențelor electorale prezenți aici. Ce este diferit? Că așa este întrebarea. Noi vrem să lichidăm raioanele, care sunt doar niște mâncăi, să spunem, aici pe loc, dar să construim Ministerul Diasporului, fiindcă avem peste 800 de mii de oameni care sunt plecați, peste 80 de mii de copii sunt rămași aici acasă, fără părinți. Iată, aceasta este ceva ce ne-ar diferenția de ceilalți. Sigur, digitalizare, un procent ca partidele să fie doar un procent de accedere, așa, în așa mod diaspora va fi mai mult reprezentată. Mulțumim. Trebuie să bine. Antrenament. Da. Și mai avem două partide. Ruslan Codreanu, Partidul Puterea Oamenilor. Vă ascultăm, domn Codreanu. Bună seara tuturor. Suntem foarte onorați să participăm la discuția de astăzi. În primul rând, diaspora înseamnă servicii calitative acasă. Sate cu oameni, sate canalizate, o infrastructură. Noi am făcut demersuri la Parlament ca să oferim diasporii două zile de votare. Din păcate nu s-a reușit. Noi am fost cei vocali care am vorbit despre votul electronic ca să oferim tuturor cetățenilor Republicii Moldova la orice distanță s-ar afla ei de casă să participe la votare, pentru că este important votul fiecăruia în viața politică. Noi înțelegem foarte bine că avem 500.000 de copii și 500.000 de bătrâni în Republica Moldova și ei sunt prioritatea zero a Partidului Puterea Oamenilor. Noi vrem să oferim servicii și o îmbătrânire frumoasă bătrânilor, oamenilor în etate care au muncit aici și care astăzi au copii peste hotare. Nu putem vorbi de revenirea diasporii fără locuri de muncă și noi vrem să creștem clasa de mijloc în agricultură, așa încât să fie investiții și oamenii să se întoarcă, să poată să-și deschidă afaceri nu doar în Chișinău, dar în orice localitate care este în Republica Moldova. Vorbim de servicii de calitate medicale și vorbim de educație. Domnul Codreanu, 1 minut și 5 secunde.
Alexandru, nu se aude deloc sunetul acesta, s-a auzit doar la domnul Marinuță și de asta și dumnealui s-a... Deci vezi dacă e posibil să redreptăm cumva asta. Și domnul Rogov, Partidul Oamenilor Românci. Bună seara, sunt Alexei Rogov, 21 de ani în Canada. 3 ani de zile am lucrat reprezentantul Republicii Moldova la Organizația Mondială a Aviației Civile din Montreal, care este o agenție ONU. Din anii 90 am început activitatea în domeniul aviației civile și sunt foarte cunoscut cu toate sistemele statului. De aici noi, Partidul Oamenilor Muncii, am venit cu o inițiativă pentru că noi avem nevoie de un minister, de un ministru care va lucra direct cu diaspora, pentru că avem un potențial enorm în toată lumea, mai mult de o jumătate de un milion de cetățeni care au practici, expertize și experiență care ar putea fi aduși în țara noastră. Și noi am creat un mecanism și un program care ar fi implicat fiecare cetățean al Republicii Moldova care lucrează azi în străinătate și care prin acest potențial, cum face Canada, cum fac Statele Unite și cum fac multe țări ale lumii, am putea aduce la noi în țară foarte multe performanțe care putea fi implementate. Mulțumim foarte mult. Așadar... Marte, pot să fac o remarcă pentru toți cei prezenți? Da. Să avem o claritate pe viitor. Deci, câteva cifre. Din 91 încoace, Republica Moldova a fost părăsită de peste 2 milioane de cetățeni. Dintre care, potrivit, dintre cei vii, eu dați-mi voie, dați-mi 10 secunde. Dintre cei vii... Domn Muntean, o să aveți minutul la sfârșit. Păi folosiți diferite cifre, dar cifrele nu coincid. Dintre acei vii care au plecat din 91 până în ziua de azi, doar 1.200.000 de cetățeni admit ca și opțiune revenirea în țară cu anumite condiții în funcție de gradul de motivare. Vă rog să nu luați pâinea mea. Pâinea mea e pâine de moderator. Da? În 2019... Folosim aceleași cifre. Noi facem rezultate sociologice și știm cifrele în domeniul migrației și dezvoltării întotdeauna sunt flotante. Noi știm acest lucru. Desigur. Unu. Doi. Oamenii, numai o secundă, deci există anumite studii care demonstrează, de exemplu, ultimul studiu care este oficial, pe care noi îl avem, da, în cercetare, este un studiu creat de Organizația Internațională a Migrației și a demonstrat că în 2019, înainte de pandemie, deja 140.000 de oameni au exprimat intenția de plecare, da? Dintre aceștia, 50% sunt cu vârsta cuprinsă între 24 și 45 de ani, lucru foarte grav, de fapt. Da? Deci, noi știm foarte bine că două treimi din gospodăriile cetățenilor moldoveni au cel puțin un migrant peste hotare. De preferință, ca să facem o claritate legată de cifre, de preferință, 72,7 aleg Uniunea Europeană și 14,7 aleg CSI-ul. La începutul pandemiei în Moldova au revenit aproximativ 12% din migranți și mai avem un fenomen foarte interesant. Eu tare sper că vom ajunge să facem politici cu dumneavoastră în cazul în care câștigați. Fenomenul foarte interesant este că revin acasă în timpul pandemiei cei care lucrează la distanță, așa numiții nomazi digitali. Și ar fi foarte util să aveți un program și pentru acești oameni, pentru că ei, de fapt, sunt cei care pot face transfer de experiență, de tot. Chiar dacă 83% dintre cei intervievați au declarat că ei sunt afectați de pandemie, că au rămas fără lucru, că au rămas pe drumuri, nu sunt de acord să se întoarcă acasă și nu sunt de acord să se întoarcă acasă pentru că situația de acasă este așa cum este. De aceea discutăm cu dumneavoastră acum, în această perioadă foarte importantă, în câteva zile avem alegeri. Și haideți să trecem la următoarea întrebare cu ocazia asta. Victor Știrbu Gati, Italia. Zice așa, am muncit peste hotare 20 de ani, aș dori să mă întorc acasă cu familia și să deschid o afacere, dar mă preocupă faptul că atmosfera mediului afacerilor este împiedicată de mai mulți factori negativi care
împiedic o activitate sănătoasă. Eu citesc întrebările exact așa cum le-au scris oamenii. Cum veți elimina acest climat negativ, destructiv, cu mătrism, apartenență la vreun clan de influență, concurență cu întreprinderile străine care sunt taxate prea puțin și mărfurile lor sunt mai ieftine ca cele autohtone? Sper că este foarte clară întrebarea. Da? De data asta vom începe cu domnul Muntean. Congresul civic. Câte minute am? Unu. Un minut. Un minut și 5 secunde deci, pentru a termina ideea. După ok, ce... foarte rapid. Programul nostru la care m-am referit și care este plasat pe pagina noastră de teatru, doar programul. Este o cărțulie care nici nu sunt doaie, da? 80 de pagini fără anexe. Inclusiv anexa care se numește programul Revenirea Onorabilă. Ea se referă anume la diaspora. Deci câteva cifre. Potrivit investigațiilor, cercetărilor noastre, doar fiecare al cincilea din acei 1.200.000 de cetățeni care admit ca și opțiune revenirea în țară, admit opțiunea de a reveni în țară timp de 24 de ore. Astăzi 200-250.000 de cetățeni ai Moldovei. Pentru ei, în acele 5 direcții care include acest program, în special industria și agricultura, sunt prevăzute mai multe instrumente noi pentru Moldova, dar bine cunoscute în lume. Eu vorbesc de cota zero la profitul reinvestit, eu vorbesc de banca de stat, care urmează să fie fondată pe baza întreprinderii Poștii Moldovei, așa cum s-a întâmplat în ultimele două secole, în 20 de țări din Europa. Eu vorbesc de creditele fără dobândă, care urmează să fie oferite de această bancă de stat. Eu vorbesc de scutirea de impozite pentru primii 3 ani, pentru orice întreprindere mică de la fondare. Eu vorbesc de acțiunea directă a legislației în ceea ce privește... Încheieți fraza. Următorul. Ok. Mihail Olariescu, Partidul Democrat. Eu o să anunț de fiecare dată și partidul din care veniți, pentru că este important, probabil, pentru dumneavoastră. Vă ascultăm. Bine, mersi. Eu aș merge pe opțiunea, în primul rând, să clarificăm cu toate remitențele care vin în țară, să fie taxa zero și debirocratizare, mai ales după zvonul ăsta cu toate procedurile astea, Landromat, miliard, acum orice leu trimis în țară necesită atâta birocrație că mulți investitori din diaspora nu vreau să mai transfere acasă oficial. Primul moment, trebuie de rezolvat problema dată. Doi, scutirea taxelor și facilitarea pe 4-5 ani orice afacere de ei începută în Republica Moldova, să fie scutite absolut de toate taxele prin stimularea și atractivitate. Doi, trebuie să stimulăm programele, nu numai pare și dar 1+3, trebuie să fie pe acestea sau să creăm alte programe, fiecare leu investit să mai dea statul să faciliteze plus 2, 3, 4 lei în plus. Totodată cu roaming-ul trebuie să ne clarificăm. Roaming-ul, după părerea mea, trebuie să eliminăm tarifele roaming în multe țări unde este prezentă diaspora noastră concentrat. Timp a expirat, îmi pare rău. Mulțumesc tare mult. E foarte dură treaba asta, așa? Este după modelul... Dar și în box, runda este de 2 minute, cel puțin, până la 3. Dar nouă ni se oferă 60 de secunde. Scuzare, dar matricea asta cu totul ignoră contentul, înțelegeți? Conținutul. Asta, în felul ăsta noi doar ne prezentăm și ne zâmbim. Dar în ceea ce privește conținutul, transmiterea, relatarea conținutului, zero. În 60 de secunde poți numai să spui bună ziua și la revedere. Asta e pentru viitor, vă spun. Mulțumim frumos. Este un model preluat, nu este un model pe care l-am inventat noi. Sigur că nu l-am inventat, ca de obicei l-am preluat. Asta mulțumesc e. Frumos, domnul Tea. Data viitoare o să vă invit să veniți să moderăm împreună. Ok. Da. Okay. Bun. Acum o să ofer totuși cuvântul Iani Stanțieru de la platforma, da. Mulțumesc. Investițiile diasporei în Republica Moldova este una dintre prioritățile noastre și vă spun anume cum facem acest lucru. Noi propunem pare 1+2, deci la orice leu investit de diasporă să fie 2 acordat de către stat. De asemenea, propunem ca în primii ani de activitate a agenților economici să nu mai fie, a diasporei care vine din străinătate să nu mai fie controlat și să vină tot felul de agenți de control din primele
luni a activității acestora, un lucru deosebit pe care nu-l au celelalte partide este faptul că noi vrem să oferim de asemenea și programe educaționale pentru cei care nu au avut oportunitatea să fie antreprenori înainte, să le oferim cursuri, sisteme de mentorat ca să știe de unde să înceapă, care sunt primii pași. Și de asemenea avem unele facilități fiscale pe care le prevedem pentru membrii diasporei care vor să vină acasă și să investească în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bun, Natalia Antoci, vă ascultăm? Da, vă mulțumesc! Mulțumesc și cetățeanului care a oferit această întrebare. Deci, cum am menționat, Partidul Unității Naționale este o formațiune politică pan-românească, adică de centru-dreapta, cu doctrina creștin-democrată. Și unul din planul nostru de urgență este și împreună cu România vom învinge corupția și hoția. Adică aici vreau să menționez că vom soluționa marele dosare de corupție, unele dintre care este și furtul miliardului, concesionarea aeroportului internațional, finanțarea ilegală a partidelor politice și respectiv va fi schimbarea componenții magistraților, adică a procurorilor, a judecătorilor, prin antrenarea magistraților din România și alte state ale Uniunii Europene. Mare drag, credem că prin acest plan pe care noi îl propunem să fim credibili pentru reîntoarcerea diasporii acasă și pentru creșterea economiei țării noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamna Iulia Costin, vă ascultăm, partidul... Mulțumim, mulțumim mult! Eu o să încerc să răspund direct la întrebarea care a fost pusă, că care programe sau tânărul vrea să revină acasă, să participe, să lanseze o afacere. În primul rând, ce propune PDCM-ul, trecerea pe digital. Ne-a arătat și pandemia că digitalizarea, în primul rând, oferă o eficiență și în afaceri și în administrarea publică locală și în legătură cu statul. Atunci când vom exclude mai mult factorul uman din diferite sisteme publice, atunci omul o să fie mai încrezut și digitalul o să-și facă corectitudinea. Am personal o experiență de 30 de ani în lucru cu diaspora, cu cetățenii noștri reveniți. Noi putem să propunem programe 1 plus 1 plus 3 plus 4, dar trebuie să știm de unde să luăm banii ca să adăugăm 2 lei la cel 1. Noi propunem să continuăm bine programul PARE 1 plus 1, care l-am lansat 11 ani și care, prin care totuși tineretul, migranții, familii întregi revin acasă. Dar totodată vreau să reamintesc să continuăm programele existente și cu referitor la instruire. Avem instruirea gratuită din partea statului, care a fost lansată din 2009. Să continuăm aceasta. Ok. Mulțumim mult. Doamna Tatiana Potâng, AUR. Așa cum Alianța pentru Unirea Românilor nu recunoaște frontiera dintre România și Republica Moldova, noi considerăm că orice investiție la această etapă în acest stat este ca pseudostat, este ca turnarea apei în nisip, iar cetățeanul care a adresat această întrebare pertinentă, până la urmă, cu siguranță deține cetățenia României și cu siguranță a activat în țara de, în care a fost atâta vreme, 20 și mai bine de ani, în calitate de cetățean român. El este mai îndrept decât oricine să se îndoiască de posibilitatea unor investiții, de posibilitatea unei reușite în Republica Moldova, pentru că, repet, dânsul înțelege că hoția, corupția și toate matrapazlicurile care s-au derulat pe parcursul la 30 de ani în Republica Moldova demonstrează că... Atât. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu știu cum să facem cu timerul ăsta, pentru că el nu se aude deloc, Alexandru. Uneori se aude, alteori nu se aude. Eu mă aud, ce obțin? Tu te auzi. Acum se aude. La domn Marinuță tot timpul lucrează timerul. Partidul Verde Ecologist, vă ascultăm. Deschideți microfonul, domn Marinuță, vă rog.
Mulțumesc. Partidul Verde Ecologist este unica formațiune politică care este parte componentă cu drepturi depline a unui partid european, a Partidului Verde European, a patra forță politică din Parlamentul European. Deci noi avem o conlucrare foarte bună atât cu italienii cât și cu irlandezii, două țări care la începutul secolului 20 practic și-au pierdut foarte mult din populație, așa cum pierdem și noi. Au împrumutăm diasporii, dar care au revenit. Deci noi ne propunem, în primul rând, din experiența care o au ei și care au preluat-o și noi, să le dăm peste mână atât politicienilor cât și altor caste corupte și să avem voință politică pentru a implementa tot ce au spus cei care sunt până la mine, deci pare 1 plus 2 plus 3 și în așa mod doar să reușim ca cei care se întorc să facă un business acasă. Atunci când ei vor vedea că acasă pot face puțin mai bine decât acolo, atunci vor veni și acasă. Dar voință politică și peste mâini la toți hoții. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Cam așa e un exercițiu, da? Da. Da, da, da. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Ruslan Codreanu, Puterea Oamenilor. Mulțumesc. Întrebarea adresată de colegul din Italia mai mult ține de încrederea în instituțiile statului. Și am avut întâlniri chiar săptămâna trecută la Căușani cu un tânăr care a venit din Moscova după 8 ani de zile și a încercat să-și deschidă afaceri, o spălătorie. Nici măcar nu și-a făcut documentele, că a doua zi s-a trezit toate formele de control posibile și imposibile. Deci noi ne propunem pe 3 ani de zile să anulăm orice formă de control, să dăm un repaus agentului economic să se pună pe picioare, evident cu preîntâmpinarea că după 3 ani și o zi vom veni cu control. Regulile trebuie să fie clare pentru toți. Oamenii se tem să investească pentru că cineva e mai cu mătru decât cu mătru. Și aici vorbim anume de încredere. Deschiderea zonelor de incubare fără cost pentru tineri antreprenori, să le oferim spații de incubare fără plăți, centru unic de informare în afaceri pentru investiții. Toate platformele care sunt astăzi de investiții trebuie să fie transparente, să vadă cine pentru ce grant a aplicat și instruire pentru aplicare. Am zis că bani sunt, numai că degeaba sunt oferiți bani din partea statului dacă ei a doua zi să se trezesc cu controle și unificarea tuturor formelor de suport pe care le oferă statul, inclusiv în agricultură, inclusiv pentru tineri antreprenori, inclusiv pentru femei în afaceri, așa încât să fie toate platformele transparente. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Vedeți că spre sfârșit iese foarte bine. Este un program al guvernului, eu nu sunt politician și deci îmi permit să mă joc un pic cu treaba asta. Este un program al guvernului fantastic dacă vă ascultăm pe toți, serios. Partidul Oamenilor Muncii, domnul Rogov, vă ascultăm și după aceea da. Denis. Partidul Oamenilor Muncii, majoritatea oamenilor care sunt în partidul nostru sunt în diasporă, sunt oameni de afaceri, sunt oameni care au muncit. Și cunosc foarte bine că în țara noastră, Republica Moldova, nu există niciun mecanism de stimulare și de ajutorare pentru a deschide un business. Peste tot sunt numai probleme, sunt segmente care permanent apar în fața unui investitor. Pentru asta noi, Partidul Oamenilor Muncii, delegăm, cerem ca să fie creat un minister cu un ministru care trebuie să răspundă personal pentru orice, pentru o conlucrare, care trebuie să fie cu prim-ministru, cu Ministerul Economiei, Casele de Comerț și cu ambasadele, care trebuie să fie un mecanism și mai departe în fiecare oraș, centrul aional al Republicii Moldova trebuie să fie oficii pentru ajutorul și crearea mediului pentru oamenii care vin din străinătate, care aduc tehnologii, care aduc investiții directe, care pot aduce și schimba țara. Astăzi, la moment, noi nu avem nimic în țară. Totul este corupt și blocat din toate părțile. Eu personal, 10 ani de zile, am încercat pe diferite segmente, fiind în nivel de aviație și cu alți oameni de afaceri, este imposibil. De aici, noi am propus poziția de ministru. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Denis Roșca, Pace, aceeași întrebare. Noi ne propunem să construim Europa acasă. Asta înseamnă că noi trebuie să includem Republica Moldova în top 10 mondial după sistemul internațional Doing Business. Ce înseamnă asta? Sunt 10 indicatori, dacă ei îi implementez, automat dispare corupția în Moldova. Asta înseamnă, la moment, corupția unde este? 278 de zile necesare pentru a obține autorizație de construcție. În Singapore este 35 de zile și respectiv nu este corupție. Ca să rambursezi TVA-ul în Moldova, 180 de zile, când normal este să fie 30 de zile. Închiderea întreprinderii, 2-8 ani, când normal este să fie 100 de zile. Trecerea vamii, trebuie să fie maxim 15 minute pentru tir. Deschiderea întreprinderii, câteva proceduri. Comisioanele bancare, noi avem 385 de comisioane bancare în toate categoriile. Când Ungaria are doar dobânda. În momentul în care noi simplificăm la maxim toate procedurile, reglementările, corupția dispare automat
și în Moldova vin investiții, deoarece investitorii nu cred în miniștri, investitorii cred în regulamente. Și incluzând Moldova la nivelul Singapurului sau nivelul Georgiei, reglementând corect economia, investițiile vin singuri și oamenii nu se tem pentru investițiile lor. Deci trebuie să lucrăm la regulamente, ca economia să lucreze singur, fără intervenția statului. Mulțumim foarte mult. O să reiterez doar, am avut răspunsuri care, pur și simplu fac o concluzie, da? Răspunsuri care țin atât de intervenții administrative, cât și de intervenții de politici. Mulțumim încă o dată și acum o să avem o întrebare interesantă. Două dintre aceste întrebări sunt adresate celor care sunt de fapt astăzi la guvernare. Ei nu sunt aici. Eu o să le citesc așa cum sunt, dar o să vă rog să răspundeți dumneavoastră ca și cum ați fi deja în proces de conducere acestei țări. Doamna Maria Guțanu, Italia. Am muncit peste hotare 20 de ani, dar acum nu mă pot întoarce acasă pentru că nu mai am nimic aici. Care sunt posibilitățile să mă angajez în Moldova? Menționez că am fost profesoară înainte să plec și în Italia am lucrat ca badantă. Pot să mă angajez acasă? Îmi va fi calculată pensia pentru anii din Italia? Și vom începe acum cu domnul Lărescu, Partidul Democrat. Le luăm prin rotație. Domnul Lărescu, deschideți microfonul, vă rog. Deci, referitor la această întrebare, desigur, Republica Moldova are nevoie de mai multe negocieri și acorduri bilaterale între diferite state și mai ales acolo unde diaspora noastră este în doze foarte mari concentrată. Aceste acorduri bilaterale trebuie să prevadă mai multe etape, inclusiv acumularea și stajul de muncă care oamenii noștri îi formează după hotare, el trebuie revindecat acasă. Asta este poziția noastră. La fel, noi trebuie să revizuim cei care cândva și au studii, respectiv noi trebuie să le facilităm formarea lor în câteva luni pentru a-și redobândi înapoi în Republica Moldova profesia, poate chiar stimularea, la fel cum s-a făcut în domeniul învățământ, fiecare tânăr venit în domeniul învățământ are 120.000 de lei în timp de 3 ani pentru a stimula în acest domeniu a reveni specialiștii. Totodată, desigur, este necesar ca să debirocratizăm și să formăm ghișeurile unice după hotare în ambasadele noastre. Da, pentru a avea... Are rău? Mulțumim foarte mult! Iana Stanțieru, Platforma DA, vă ascultăm, Iana. Mulțumesc, doamna Guțanu, pentru întrebare. Aș vrea să menționez că strategia noastră pentru diaspora vizează atât pe cei care vor să se întoarcă acasă și avem un program foarte detaliat pentru aceștia, inclusiv servicii de reintegrare, cât și pentru cei care vor să rămână în străinătate și au și cum valorificăm contribuția acestora. Referitor la întrebarea noastră, doamna Guțanu, noi avem prevăzut în strategia noastră cursuri de reprofilare, anume pentru cei care au plecat și au muncit în alte domenii. Și am avut o întrebare asemănătoare la Padova săptămâna trecută de la o doamnă care a fost profesoară de limba rusă și a plecat și a lucrat ca și badantă în Italia. Și acum dumneavoastră vrea să se întoarcă acasă și nu știe ce să facă. Deci avem cursuri de reprofilare. De asemenea, vrem recunoașterea experienței în străinătate atunci când oamenii se întorc acasă, ca acei ani care au fost munciți în străinătate să nu se piardă. Deci avem exact programe pentru a prevedea pentru cei care se întorc, cum am zis, cursuri de reprofilare, cursuri de antreprenoriat, dacă vreți să deschideți un business mic, de asemenea și recunoașterea experienței dumneavoastră și recunoașterea pensiilor care le-ați muncit în străinătate. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Natalia Antoci, bun. Da, vă mulțumim. Mulțumim și concetățenii noastre pentru întrebarea adresată. Deci, cum am menționat, programul electoral a Partidului Unității Naționale are, deci, specific strategii pentru toate
din cele văzute răspunsuri la întrebările adresate din diaspora și aici vreau să menționez că unul din planul este și unificarea sistemului de salarizare și asistență socială, adică salariul minim pe economie să fie de 10.000 de lei, pensia minimă 4.000 de lei moldovenești și sigur că indemnizația lunară unică pentru copii până la 18 ani de 1.500.000 de lei. De aia, dar aceasta o vom putea realiza numai prin ceea ce militează Partidul Unității Naționale, adică reunificarea României cu Republica Moldova, aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Iulia Costin, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Mulțumim mult de întrebare. Sigur că toate partidele și noi, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, ne dorim foarte mult ca cât mai mulți cetățeni să se întoarcă acasă și cu experiența luată peste hotare să poată contribui la dezvoltarea țării. Să spunem că astăzi nu există programe, există același Pare 1 plus 1, program pentru femei, pentru tineri, pentru cei care vor să dezvolte sau să pună accent pe economia verde, pe digitalizare. Există oportunități în Republica Moldova. Stimata doamnă care a fost profesoară, eu cred că dumneaei vrea să întoarcă în meseria sa de profesor. Pentru asta noi ne-am propus, odată cu accelerarea dezvoltării economice, să putem contribui la ridicarea salariilor pentru bugetari, la dezvoltarea condițiilor pentru pedagogii noștri. Noi ne propunem în 5 ani să ridicăm salariul mediu pe economie cu 70%, dar totodată noi pledăm pentru ca în fiecare sat școala primară trebuie să existe. Profesorii. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Eu mă uit și pe, am inclus acum să văd și pe Facebook, dacă nu apar întrebări instant, deși astea care sunt pregătite le luăm. Doamna Tatiana Potâng, AUR, vă ascultăm. Este foarte trist să citesc, să ascult acest gen de întrebări. Venite de la profesori stabiliți în Italia de nevoie, plecați din sistemul educațional, iată, doamna Guțan este plecată de 20 de ani și activează în calitate de badant în Italia, este încă o dovadă în plus cât de mult a degradat sistemul nostru educațional în această perioadă, pentru că foarte multe badante din Italia sunt foste profesoare, unele dintre ele foarte bune. Am cunoscut unele dintre fostele mele colegi au ales acest destin. Din păcate, mult stimată doamnă Guțanu, statul Republica Moldova nu vă oferă nici o șansă reală, deoarece stagiul dumneavoastră sau aflarea dumneavoastră în Italia nu poate fi cuantificat la această etapă în calitate de stagiu pedagogic, deși ați făcut o muncă socială și chiar dacă puteți să vă angajați în sistemul educațional pentru că... Regula rămâne egală pentru toți, îmi pare rău. Ok, mulțumim. Mulțumim mult și domnul Marinuță, Partidul Verde Ecologist, vă ascultăm, domnul Marinuță. Vă mulțumesc, este sigur... incredibil de dureros că profesorii noștri, pe lângă faptul că sunt de predecesoarele guvernări luați din pat și cadonați diferitor tirani, dar suntem voi și singuri de la sărăcie să plece. Dar este ceva și benefic, plus aici. Stimată doamnă, știți că zilele trecute a fost semnat un acord de... în domeniul securității sociale și acei 20 de ani care ați lucrat dumneavoastră în Italia vor fi aici, drept că nu ca stagiu pedagogic, dar vor fi luați în vedere la stagiul de pensionare. Noi, Partidul Verde Ecologist, ne propunem ca să implementăm un proces de recalificare sau de învățare continuă pe tot parcursul vieții. Deci, odată ce noi vom fi la guvernare, atât principiile verzi, ecologiste ale europene vor fi implementate, dar și de asemenea principiul de studiu continuu pe parcursul vieții. Deci vor fi
nu numai statul va fi responsabil de reeducare și a expirat, domnule Marin, dar și antreprenorii. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Domnul Ruslan Codreanu, Puterea Oamenilor, vă ascultăm. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Aceeași întrebare mi-a dat o mamă săptămâna trecută, că ea după 15 ani, după ce a lucrat în Frankfurt, vrea să revină acasă și mi-a întrebat eu cum să vin dacă n-am avut nicio alternativă a unui fond privat de pensie în care să investesc pe parcursul atâția ani și după ce mă reîntorc acasă la vârsta frumoasă de 65 de ani, să am și eu un venit stabil din pensiile, din fond privat de pensii. Problema e cu acordurile între diferite state, că noi avem foarte mulți cetățeni de noștri care nu s-au legalizat. Și atunci nu poți să-i acoperi pe toți cu acordurile dintre diferite state. Noi prevedem program special pentru bătrâni, așa cum am zis, programe de sănătate. Azi o treime din raioane nu au nici măcar oficiul medicului de familie și asta este grav. 53% din oameni, din bătrâni, nu trebuiau să fie internați, dar nu s-au internat pentru că nu au avut resurse financiare. 63% din oameni din etate se simt singuratici. Și asta sunt niște statistici pe care noi le cunoaștem, de asta noi venim cu ofertă specială pentru o bătrânețe demnă la noi în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Partidul Oamenilor Muncii, domnul Rogov. Da, Partidul Oamenilor Muncii își exprimă situația referitor la întrebarea dată, care este destul de gravă întrebare. Eu 21 de ani am trăit în Canada. Canada este o țară care primește sute de mii de oameni din toată lumea, care au există un mecanism foarte interesant pentru recalificare. Există un mecanism pentru suportul persoanelor care sunt într-o perioadă de trecere de la o specialitate la alta. Altă situație avem că, desigur, doamna Guțanu cred că nu are 30 de ani, 20 de ani, de deja are o vârstă avansată și are nevoie de un suport. Pentru asta ar trebui întâi să dăm jos mafia asta care există la noi în țară, care fură cu miliardele, care a dus practic tot, companiile de asigurări, băncile și așa mai departe, care au fost niște fonduri, care din toate fondurile astea în toată lumea se creează o bază, se creează niște companii de asigurări care fac niște bani pentru societate, care se pot plăti așa persoane într-o perioadă de tranziție și pentru o bătrâneță destoinică. De atâta partidul nostru își propune, în primul rând, platformă economic și distrugerea sistemului mafiot care există pentru a crea un mediu deschis și puternic a statului cu economie și bani. Asta e. Mulțumim foarte mult. Denis Roșca, Pace. Da. Referitor la pensii, printre altele, Republica Moldova are semnat 18 acorduri de recunoaștere a pensiilor bilaterale. Republica Moldova, bugetul asigurării sociale de stat are 25 de miliarde, din care doar 13 sunt pentru pensii, iar 12 sunt pentru alocații. O bună parte de oameni nu vor să lucreze, dar să aibă bani. Reformarea modului de funcționare a bugetului asigurării sociale permite majorarea pensiilor calitative în Republica Moldova prin punerea la anumiți oameni de lucru. Cei ce sunt de reîntoarcerea planificată se face prin ghișeul unic despre care am vorbit, crearea locurilor de muncă se face prin programe. Noi avem publicat deja 29 de programe economice și cu ce se ocupe oamenii, cel mai important. Republica Moldova importă de 6 miliarde de dolari marfă, dar are materie primă ca să producă pe loc 70% din această producție. Investind în calificarea oamenilor, noi vom putea substitui peste 4 miliarde de dolari care vor rămâne în țară. Din importuri le transformăm în produs intern brut. Deci avem șansă să dezvoltăm țara cu resursele interne. Noi avem materie primă pe loc. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Domnul Muntean, Congresul Civic. Încă o dată, Dumnezeu. Eu vreau să vă spun că noi toți am vorbit aici despre reprofilare, despre recalificare și despre locurile de muncă, dar doar patru participanți au atins paradoxal printre ei și partidele care pledează pentru lichidarea Republicii Moldova. Dar doar patru participanți au atins sau au abordat o problemă tehnică, dar foarte importantă. Deci divizarea drepturilor în achitarea pensiilor, da, avem 18 acorduri de asistență socială bilaterală, dar ele se referă la cetățenii legalizați. Deci sarcina următorii puteri urmează a fi extinderea acestor acorduri și asupra cetățenilor care n-au fost legalizați, pentru că există formule pentru a calcula aportul acestor cetățeni pentru economiile țărilor corespunzătoare, adică țărilor unde au lucrat și respectiv a drepturilor lor de pensie. Dar asta e lucru guvernului viitor cu respectivele 18 și alte state pentru a extinde
a extinde sfera de valabilitate și sfera de acțiune a respectivilor acorduri asupra restul cetățenilor nelegalizat și pentru cazurile altor state. Asta e lucru. Zi de zi. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. O să vedeți că această problemă a pensiilor, bineînțeles că dumneavoastră cunoașteți foarte bine, ea revine de fiecare dată. Din cauza asta, celelalte întrebări care au fost legate de acorduri și de pensii, eu nu le-am mai luat în considerare, pentru că era important să vedem cum gândiți dumneavoastră și ce planificați pentru atât amar de oameni care și-ar dori să revină acasă, dar din păcate nu. Următoarea întrebare vine din Franța și ea sună în felul următor. Ce aveți de gând să faceți cu recunoașterea permiselor de conducere în Franța? Și începem cu Iana Stanțieru. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, vă salut în Franța. Aș vrea să vă spun că deja platforma DA a început în guvernul anterior inițiativa de recunoaștere a permiselor de conducere în Germania. Deci noi o să continuăm acest efort și în continuare, pentru că știm, eu personal m-am confruntat cu aceeași problemă și familia mea la fel. Deci noi continuăm să luptăm pentru recunoașterea permiselor de conducere, dar în același timp vrem ca în Republica Moldova permisele de conducere să fie eliberate la nivel înalt, astfel încât să fie același standarde ca atunci când sunt prezentate în străinătate să fie recunoscute. Deci este o prioritate și o continuare a politicilor pe care deja le-am început acum ceva timp. Mulțumim foarte mult! Natalia Antoci, bun, vă ascultăm. Da, mulțumesc mult, doamna Angela, mulțumesc pe cetățeanului care a adresat această întrebare. Iana, aș menționa și eu că m-am confruntat cu această problemă chiar pe teritoriul statului francez și noi respectiv, deci avem în programul sau în planul de urgență a programului electoral a Partidului Unității Naționale această problemă. Cum am menționat, deci în general unificarea organizațiilor diasporii românești, respectiv de pe maluri, ambele maluri ale Prutului, va participa la proiectul acesta social, economic, mediu, cultural, care este unul de importanță cu anvergură înaltă pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că, în general, este o problemă care, cum am menționat, m-am confruntat, dar noi avem această strategie în planul nostru electoral. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Văd că a dispărut doamna Potenc, cred că da, poate reapare. Doamna Iulia Costin, Partidul Dezvoltării și Consiliatorii Moldovei. Mulțumim mult! Eu cred că aici răspunsul este aproape la toate partidele cam același, pentru că toți ne dorim ca permisele noastre să fie recunoscute. Pentru aceasta noului guvern îi rămâne să mențină sau să continue colaborarea sau discuțiile cu guvernele, dar cel mai important să punem o procedură transparentă europeană, astfel ca permisele să fie recunoscute în toată lumea. Mulțumim! Mulțumim! Așa cum nu este doamna Potenc, domnul Marinuță, Partidul Verde Ecologist, vă ascultă. Microfonul, vă rog. Da, sorry. Primordial este ca instituțiile noastre să fie recunoscute peste hotare ca instituții credibile. Da? Știi că dacă noi dăm un permis, el nu-i cumpărat, gânănașul, dăruit la zile noastre și mai departe. Unul la mână, doi la mână. Știți că Partidul Verde Ecologist are parteneri peste tot în Europa și majoritatea țărilor centru-europene și nord-europene deja sunt la guvernare. Dacă vorbim de Franța, primarii tuturor orașelor mari deja sunt de la Verzi, inclusiv și de la Paris, este cu susținerea Verzilor. Și suntem a patra forță în Parlamentul European. Deci Partidul Verde Ecologist, venind la putere, va avea o susținere foarte mare de la partenerii săi europeni pentru a promova acest proiect și multele altele pentru a susține diaspora noastră. Mie nu-mi place cuvântul diaspora, dar totdeauna mă împiedic. Îmi place să spun că cei care au plecat, dar vor reveni. Și noi vom face așa că să fie bine. Putem răsfla curat și să putem merge
cu permisiile noastre prin toată Europa, și numai Europa, dar în toată lumea. De aceea, Partidul Verde Ecologic va face lucrul dat, anume el. Mulțumim frumos! Știți cum e nou, poate să nu ne placă cuvântul diasporă, este adevărat că dar hotărârea guvernului așa zice și oamenii deja se identifică ca diasporă, iar printre altele în diasporă, conform hotărârii guvernului, între categoria de cetățeni care mențin conexiunea cu țara. Și noi avem o grămadă de cei care nu mai mențin conexiunea cu țara, care sunt a doua, a treia generație, copiii cărora nici măcar nu mai știu să vorbească românește sau, mă rog, în limba lor, da, a rădăcinilor lor. Așa, văd că a apărut doamna Potânc sau n-a apărut încă. Voi reveni la dumneiei. Ruslan Codreanu, Puterea Oamenilor, vă ascultăm. Mulțumesc. M-am ciocnit cu problema respectivă cât am învățat la Berlin. Acum înțeleg că cu Germania problema se rezolva. Trebuie continuate eforturile guvernului în sensul respectiv pentru a extinde lista de țări care recunosc permisele emise din Republica Moldova. Eu foarte mult mi-aș dori ca noi să putem să asigurăm servicii de calitate oamenilor noștri peste hotare atunci când vorbim de emiterea unor acte, reînnoirea unor acte, apostilarea actelor respective la costuri reduse și pe o platformă online pentru toți cetățenii, indiferent unde s-ar afla. Asta ar trebui să fie o prioritate. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Eu o să îndrăznesc doar să intervin aici cu un singur comentariu. Ar fi util ca mulți dintre oameni să știe că există deja măcar niște servicii pe care le pot folosi de altfel. Da? Așa că atunci când mergeți în diaspora, vă rog să le spuneți oamenilor despre asta, că există deja opțiuni. Bine, ele funcționează așa cum funcționează în majoritatea cazurilor, asta e adevărat. Dar vă ascultăm, domn Rogov, Partidul Oamenilor. Da, Partidul Oamenilor, și pot spune eu special, sunt din Canada 21 de ani. Canada nu recunoaște niciun act, nici din Franța, nici din America, nici de pe Mars. Toți oamenii stau în rând, indiferent de ce țară, și primesc permisele. Așa e regula în Canada. Clar că în Europa, desigur, trebuie făcut întrebarea respectivă ca să ușurăm viața pentru cetățenii noștri. Pentru asta avem ambasade, nu casă de curort, cum zic la noi, dar avem ambasade. Astea sunt niște mecanisme a statului, care eu le cunosc destul de bine de ani de zile, care trebuie să muncească, care trebuie să nu se vândă pașapoarte, cum la noi, și desea diferite acte normative cu 100 de dolari și trebuie să ne închinăm, spunem mulțumesc. Noi de atâta ne-am propus să avem un ministru care să lucreze cu imigrația și după asta toate întrebările astea care vin la diaspora, noi să le presăm, cum zic în engleză, push, și o să îi impunem ca să lucreze. Știți, pentru cetățeni, pentru că la noi tare multe instituții de stat lucrează mai mult pentru mijlocul săboi, așa cum zic la noi, pentru chestii personale și de atâta când se adresează un cetățean e cam dificil. De atâta noi pentru pledăm pentru situația dată ca să avem un control, ca să putem să lucrăm. Mulțumim foarte mult. Partidul Pace, Denis Roșca. Noi trebuie să înțelegem care este problema dacă dorim să rezolvăm, de fapt, să o rezolvăm. Problema nu este în recunoaște o țară sau nu un anumit certificat de Republica Moldova, dar este. Republica Moldova poate garanta că acest certificat să fie credibil sau nu. Deoarece este situație similară ca la multe universități. Unele din universități, din cauza că s-au apucat să dăie diplomele la număr, deja, dar nu după calitate, pierd numărul de clienți. Respectiv, este nevoie să digitalizăm tot procesul de obținerea permisului de conducere, să-l integrăm în sistemul european de recunoaștere și atunci când există tot mecanismul de verificare că acest document este legitim, nefalsificat, atunci este posibil foarte ușor de convins partenerii să accepte acest certificat și oricare alt tip de document, chiar și diplomă, chiar și certificat. Este nevoie să facem o standardizare a calității serviciilor prestate în Republica Moldova și a documentelor. Astfel rezolvăm problema din rădăcină, dar nu ne luptăm, hai vă rugăm frumos. Noi trebuie să ne construim Europa acasă, dar nu să ne rugăm de fiecare dată, să cerem cu mila că noi facem nu chiar calitativ, dar priniți-ne, vă rog. Timpul a expirat. Mulțumim foarte mult. A apărut doamna Potân. Da, îi dau cuvântul domnului Muntean, domnul Lărescu și după aceea doamnei Potân, neapărat, nu, da? Domnul Muntean, vă ascultăm. Da, mulțumesc concetățenilor noștri din Paris pentru această întrebare simplă.
care cu părere de rău pentru noi prezența aici nu oferă foarte mult spațiu pentru automanifestare, pentru că răspunsul urmează a fi foarte simplu. Da, da, trebuie să o facem așa cum am făcut-o în cazul Germaniei. Cazul Germaniei demonstrând că chestia asta este posibil. Și de Doamne, concetățenii noștri peste hotare să aibă numai problema recunoașterii permiselor lor de conducere. Iar având de că s-a fost atinsă problema, chestiunea de diplomele instituțiilor noastre de învățământ, vreau să vă spun că noi avem și aici un subprogram de deschiderea câtorva filiale a universităților din Europa pe baza activilor întreprinderii de stat din Moldova. Vorbesc de filialele unor universități din Germania și două din Marea Britanie printr-o universitate din Moscova. Deci, apropo, aceste universități chiar oferă diplome, nu o să le numesc pentru că e de vreme, oferă diplome nu numai că recunoscute în Europa, dar în toată lumea. Diplome prestigioase. Deci, iată, așa, pas cu pas, of, Doamne, fără pas cu pas, țopa, țopa, tropa, tropa, și trebuie să mergem la el. L-a expirat, domnul. Mulțumim foarte mult. Trebuie să fim foarte atenți la cuvinte. Asta se întâmplă. Domnul... Tropa, încă o dată. Așa să reținem. Domnul Lorescu? Partidul Democrat. Da, eu aș spune la acest capitol, în primul rând, noi trebuie să mergem pe parcurgerea asocierii UE, îndeplinirea acordului și asta se va rezolva de la sine mai departe cu recunoașterea la toate actele noastre. Digitalizarea țării de la 10% care este acum la 100%, absolut orice platformă să fie accesată la nivel internațional pentru a perfecta un act digital, electronic, e guvernarea care a început-o, Partidul Democrat trebuie să fie. Cred că l-am pierdut pe domnul... Ministerul. Și, sigur, Ministerul de Externe de pus la după că ambasadele noastre, într-adevăr, să faciliteze aceste servicii. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Doamna Potânc, dumneavoastră, ați avut posibilitatea să auziți întrebarea sau vreți să o repetăm? Bănuiesc că suntem încă în zona permiselor. Da. Da. Răspunsul la această întrebare este la suprafață, cum puteți deja să deduceți din programul politic și statutar al Alianței pentru Unirea Românilor, permisele de conducere eliberate în Republica Moldova sunt recunoscute de statul de, român. Toți cetățenii români, moldoveni cu cetățenie română care au permise de conducere, sunt aceste acte sunt recunoscute nu doar în Franța, ci și în celelalte state ale Uniunii Europene. Unirea ar fi unica soluție și inclusiv pentru a răspunde la această întrebare. Asta pentru domnul Munteanu, care vorbește, care face acuzații că aș vorbi despre lichidarea statului. Eu am înțeles la ce s-a referit. Da, dar eu nu am... Stop, pentru că închid microfoanele. Si? Mulțumesc foarte mult. Da, așa se face, da? Stop. Avem o întrebare foarte importantă legată de ceea ce se va întâmpla în câteva zile la noi și în diaspora. Nicolae Damian din Finlanda. Dar o mică precizare. În această rundă s-a auzit gongul sau nu? Nu. Nu s-a auzit, am înțeles. Nu. Ai nevoie să ai concentrat că deci n-am auzit. Dacă dumneavoastră mă auziți, mă vedeți toți când vorbiți, eu am să arăt 15 secunde pe foiță. Nu, oamenii nu facem asta. Nu? Pentru că dumnealor au nevoie să fie centrați pe ceea ce au ei de zis și nu să se uite la... dacă e pe viu, e altceva. Continuăm așa, noi mai avem 3 întrebări și după aceea vom avea minutul. Cred că deja ritmul interior al fiecăruia s-a stabilizat pentru că se observă. Da? Așadar, întrebarea din Finlanda. Nicolae Damian, noi moldovenii din Finlanda am fost lipsiți din nou de dreptul de a vota aici în țara în care ne aflăm.
Suntem peste 2400 de membri ai grupului, probabil că e vorba de un grup creat, da, pe Facebook. Ne-am înregistrat prealabil 162 de persoane. Suntem nevoiți să mergem ori în Estonia, ori în Suedia să votăm. Restricțiile că nu sunt scoase, trebuie teste, carantină și așa mai departe. Finlanda nu are hotare terestre cu aceste țări. Trebuie să traversăm 80 de kilometri pe mare. Odată ce am fost tratați cu indiferență, cerem la ambasadele din Estonia și Suedia de completat o listă cu persoanele care vin la vot din Finlanda, ca ulterior să aveți o statistică clară. Am zis că asta este întrebarea în care omul crede că vorbește deja cu cei responsabili, da? Să aveți o statistică clară a persoanelor care au depus eforturi și a le deschide o secție de vot în Finlanda. Așadar, legăm această... Eu cred că a fost important să auzim cel puțin ce zice omul și legăm această expunere și de indignare de potențialul votului alternativ. Fie că-i vot prin corespondență, fie că-i vot online, dacă există așa ceva în programul dumneavoastră. Și mai important, cum aveți de gând să o faceți? Pentru că deja există studii care demonstrează că votul prin corespondență nu funcționează și experiența altor state a demonstrat acest lucru. Și votul online trebuie securizat. Noi nu putem securiza lucruri simple, dar nu mai vorbim de... Deci cum aveți de gând să rezolvați această problemă pentru alegerile următoare? Și începem cu PUN, Natalia Antuci. Da, mulțumesc, Angela, pentru permisiunea de a răspunde la această întrebare. Deci aici s-a simțit și întrebare și durere în suflet și remarcă și un sfat pentru viitor. Vreau să confirm că anume... Partidul Unității Naționale a fost cel primul care a atacat la Curtea Constituțională de Apel Chișinău hotărârea Comisiei Electorale Centrale, adică prin cheie ca constituit să fie deschise doar 139 de secții de votare în străinătate, și ea a fost cea care a cerut să fie deschiderea 190 de secții de votare în diasporă. Deci de aici sper că concetățeanul nostru înțelege că noi am fost cu această problemă și la aceste alegeri, vom fi mereu, pentru că cei din diasporă trebuie să fie alături mereu cu noi. E cum sunt și eu, de fapt, acum de pe teritoriul francez. De-aia sper că la această solicitare a dumnealui a fost clar că noi suntem, am fost și vom continua să reglem această problemă de votul în diasporă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Iulia Costin, sunteți dumneavoastră? Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Mulțumim mult! Sigur că întrebarea este strigătoare la cer. Întrebarea este actuală deja pe parcursul la foarte multe alegeri se repetă, diaspora noastră, spre regret, cetățenii plecați peste hotare sunt foarte mulți și permanent este asta, criza aceasta de, sau neputința de a exprima votul. Noi, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, am spus că dacă este nevoie să deschidem 500 de secții de votare, trebuie făcute. Trebuie făcut un calcul și atât cât este necesar, pentru că problema aceasta care se acum se ridică nu se rezolvă la această alegere. Avem la aceste alegeri avem o săptămână înainte, dar noi considerăm că trebuie asigurat dreptul fiecărui cetățean în fiecare țară să deschidem atâtea câte avem nevoie. Pentru asta trebuie să rezervăm bani deja de acum încolo, nu în pripă, dar cu 4 ani înainte să ne gândim la cetățenii noștri. Mulțumim foarte mult. Doamna Tatiana Potin, Gaur. Microfonul, vă rog să-l deschideți. Da, vroiam să scot la printer recursul pe care l-a depus AUR la Curtea Supremă de Justiție pentru a contracara, e greu, pentru a combate afirmația unuia dintre antevorbitorii mei. Alianța pentru Unirea Românilor a fost unicul partid care în data de 28 iunie 2021
a făcut recurs la Curtea Supremă de Justiție, a combătut acea decizie a Curții de Apel în privința deschiderii a 150 de secții de vot. Din păcate, apelul nostru și recursul nostru propriu-zis nu a fost luată, nu a fost respectat. Decizia nu a fost respectată de Comisia Electorală Centrală, diaspora, așa cum ne-am exprimat noi și de data aceasta a fost trădată, deși exact și toate calculele pentru deschiderea a 190 de secții de vot. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Domnul Marinuță, dumneavoastră, cu Partidul Ecologist, ce aveți de zis la aceasta? Sigur, cu tot mai multe secții de votare, cu tot mai bine pentru diaspora noastră participătare, dar noi suntem un partid progresist, un partid care credem că totuși digitalizarea trebuie să fie în secolul 21 ceva firesc. Anul pandemic ne-a demonstrat asta și în special ne demonstrează experiența multor state în ceea ce ține de votul electronic. Votul electronic este mult mai securizat decât... Da. Votul actual, care de 2-3 mii de ani deja noi îl folosim, cum spun la una din emisiuni, băgarea cărtiuțe în găurică. Deci noi suntem cei care am organizat parcursul ultimilor 10 ani de zile, nenumărate manifestări, am scris recursuri la guvern, la Comisia Electorală Centrală și am solicitat vot electronic, am solicitat 2 zile de vot pentru diaspora. Asta vom face-o. Când vom veni la guvernare, vom implementa anume aceste lucruri. Nu demagogie, dar anume tehnologie. Mulțumim foarte mult. Puterea, puterea oamenilor, Ruslan Codreanu. Mulțumesc foarte mult. Noi trebuie să înțelegem din start că statul astăzi încalcă dreptul cetățenilor de a vota, dreptul constituțional de a alege și de a fi ales. Eu mereu dau exemplu Japoniei, unde trenul vine pentru o singură fetiță ca să o ia din stație și să o ducă la școală. Noi vorbim tot de numărul de secții. De ani de zile vorbim de numărul de secții și noi vom continua să vorbim de numărul de secții atâta timp cât nu va fi implementat votul online. Estonia în 2004 a început cu 1,3%. Astăzi are peste 47% de oameni care votează online. Noi am propus ca la alegerile următoare locale, în 2023, votul electronic să fie testat. Expertiza în țară este, nu este voință politică, pentru că s-a tot investit în e-transformare și în e-digitalizare. Oamenii de la CEC au fost instruiți, noi cu oamenii de la CEC am și avut discuții, eu zic că dați nevoie doar politic să facem lucrul ăsta, dar politic există lașitate pentru că cineva crede că votul din diasporă favorizează pe cineva. Nu favorizează pe nimeni. Votul din diasporă favorizează cetățeanul și se exprime dreptul de vot. Singura alternativă este votul online, pentru că el este mai securizat decât hrișca și sacul de cartofi. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Domnul Rogov, Partidul Oamenilor Muncii. Da, noi, Partidul Oamenilor Muncii, ne aliniem la ideea și conceptul domnului respectiv care a fost acum precedent, domnul Codreanu. Este foarte sigur votul electronic și noi pledăm pentru această metodă, pentru că este deja era cercetată, testată în toată lumea și funcționează, pentru că noi mai avem o problemă în țară, pentru că am trebuit să întrăm într-o normă cu inițiativele legislative care am trebuit să aducem poporul la o discuție și petrecere referendumului, care iară vom avea nevoie de votul electronic ca să nu deranjăm cu atâtea chestii, dar să rezolvăm problemele operaționale a statului, care sunt permanent într-o problemă. De aici noi tot suntem de acord că votul electronic trebuie testat, văzut, Estonia e aproape, o să fie un ajutor și asta e un lucru de performanță care e secolul 21 afară și trebuie să-l implementăm numai decât. Pentru că conform Constituției, fiecare cetățean din diaspora are drept și exprime votul pentru schimbarea țării. Votul electronic. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Denis Roșca, Pace. Deci, dacă se poate să fac o explicație ce este votul electronic. De fapt, votul electronic este un produs advers a digitalizării identității. Noi dacă facem digitalizarea identității, vom avea posibilitatea să facem vot electronic chiar și în fiecare zi. Votul electronic este de 10 ori mai ieftin decât votul pe hârtie. Deci, dacă anul acesta noi am cheltuit 125 de milioane pentru alegeri, implementând votul electronic, noi economisim și alegerile facem doar cu 12 milioane. Și nu contează care este numărul de oameni. Important este digitalizarea informației.
Pentru ce nu ne trebuie digitalizarea? Noi rezolvăm un set de probleme. De exemplu, omul în orice moment știe câți bani are acumulați pentru sistemul său de pensionare și el nu va avea nicio motivație să lucreze la negru, deoarece semne că el nu capătă banii lui. Deci, votul electronic trebuie să fie imediatizat, procesul durează maxim un an de zile, digitalizarea identității se face prin două modalități, fie pe identificare facială, care este modelul din Ucraina, fie că este vorba pentru un card cu criptat, care este modelul acceptat și costă cardul de la 1 la 10 dolari. Deci, Moldova trebuie să investească în tehnologii, dar investind în tehnologii economisește peste 90% dintr-un set de categorii de cheltuieli, cum ar fi cheltuieli poștale, la momentul în care timpul a expirat. Mersi. Mulțumim foarte mult, domnul Iurie Muntean, Congresul Civic. Da, uitați-vă ce întrebare bună, pentru că reprezintă, deci pentru că demonstrează procesul de pipăire, nu numai că a unui compromis printre participanții la scrutinul actual, dar chiar unei oportunități de, eu aș spune, consens. Deci sigur că votul electronic este viitorul lumii, lumea devine din zi în zi tot mai mobilă și mai mobilă, și câte secții de votare noi am deschidem, dar să avem și 250.000 de secții de votare, câte 1.000 în fiecare țară, din acele care sunt reprezentate la ONU. Noi nu o să reușim să le asigurăm tuturor dreptul respectiv. De asta votul electronic și poziția Partidului Congresul Civic a fost din start deci axată pe votul electronic. Noi chiar vedem în Parlament și cum proiect de lege ca și anex la planul nostru de acțiuni privind votul electronic. Votul electronic. Mulțumim foarte mulțumesc mult. Mulțumesc restul colegilor care susțin această inițiativă. Asta a fost și senzația mea. Iată ce înseamnă când politicienii se adună să discute politici. Vedeți că e mult consens, vedeți că se poate crea într-adevăr o echipă extraordinară pentru rezolvarea problemelor reale ale oamenilor. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru sinceritate și pentru discuția pe care o avem, chiar dacă ea este așa segmentată cum este. Domnul Lărescu, vă ascultăm. Da, desigur, eu mă bucur foarte mult că într-adevăr împărtășim multe idei asemănătoare, deoarece astăzi în acest dialog într-adevăr sunt oameni tineri, oameni care cunosc progresul și au simțit acest progres. Noi suntem pentru votul electronic, digitalizarea și anume continuarea acelei, chiar noi deja avem implementată semnătura electronică, care a fost tot implementată de Partidul Democrat și noi vrem să continuăm votul electronic în decurs de două zile, astfel să avem prezență la vot, absolut, 3 milioane jumate, toți prezenți la vot. Asta se poate doar prin digitalizarea țării și votul electronic. Partidul Democrat va fi cel care va implementa acest proces până la urmă. Noi cunoaștem cum și ne dorim. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu foarte mult. Iana Stanțieru, platforma, da. Sigur, aș vrea să le spun tuturor că diaspora nu este un electorat paralel. Deci eu am fost foarte mișcată și jignită de faptul că am fost considerat electoral paralel, pentru că și domnul Damian sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să găsim soluții alternative pentru a respecta dreptul fundamental a cetățenilor Republicii Moldova, prevăzut în articolul 38 al Constituției Republicii Moldova de a vota. Deci, platforma, da, dacă vă aduceți aminte, a fost prima care a reacționat la decizia Comisiei Electorale Centrale în legătură cu numărul de vot, cei care au inițiat procesul. Am fost, vă spun, a doua zi de când m-am întors din China, am fost la curte de apel, era doar platforma, da, prezentă, când am făcut, când am inițiat procesul de revizuire a deciziei Curții Constituționale. Deci ne-am luptat foarte mult, este un subiect foarte aproape de mine. Mergem pe votul electronic, de asemenea, vrem măcar o două zile ca electoratul nostru să aibă dreptul la vot. Stanțiu, timpul a expirat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și mai avem două întrebări. Sper că rezistați, un fel de maraton ăsta. Vine următoarea întrebare de la Emil din Marea Britanie. Emil zice așa: companiile pe care le fondăm sau administrăm noi, cetățenii din diaspora, trebuie să beneficieze de facilități fiscale, așa cum este în foarte multe țări din lume. Ce aveți de gând să faceți în această privință?
Și vom începe cu Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, doamna Costin. Vă rog frumos să repetați întrebarea, că nu am înțeles-o. Facilitățile fiscale la noi în țară, ei unde? Încă o dată întrebarea. Ideea este că cei care revin acasă sau vor să fondeze, da? Să creeze o companie sau o afacere. Da. Chiar dacă ei sunt în diaspora, ar trebui să beneficieze de facilități fiscale, așa cum sunt în alte, da, în alte state. Sigur că da. Odată, vreau să spun că odată afacerea, când este înregistrată în Republica Moldova, ea beneficiază de toate prevederile legislației în vigoare. Pentru afacerile la început de cale, noi am propus în primul rând ca statul să ofere această subvenție de serviciile de contabilitate în primii 3 ani de activitate, pentru că cea mai complicat pentru o companie la început de cale este să-și găsească un contabil și să beneficieze de aceste servicii credibile. Doi, facilitățile fiscale cu controalele și cu în primii 3 ani de activitate și cu tot suportul în diferite programe de instruire gratuită, de ghidare și de acordare a finanțării la început de cale sau granturile acestea în avans. Asta ar fi o pornire sau bună pentru cei care doresc să investească în Republica Moldova. Și intrarea în afaceri, înregistrare... Doamna Costin, timpul a expirat. Mulțumesc mult. Doamna Poteng, Aur. Dacă cineva dintre dumneavoastră va avea nevoie să recitesc întrebarea, să-mi spuneți că o facem. Da? Întrebarea, într-un fel, o repet pe cea de-a doua sau a treia, dacă mi-amintesc eu, care se referea la investiții pe un anumit segment, o repet. De aceea am să-mi permit să dezvolt răspunsul de la întrebarea respectivă. Sigur că Partidul Alianța pentru Unirea Românilor consideră unirea dintre Republica Moldova și România o certitudine a viitorului, dar în calitate de program de primă acțiune, avem o serie de activități imediate, dintre care trebuie să menționez una care ține de reducerea TVA-ului la 15% și susținerea antreprenorilor, susținerea fermierilor, programul național tinerii antreprenori, toate aceste mini-programe, într-un fel sau altul, vin să ajute inclusiv cetățenii din diaspora care și-ar lua curajul, și-ar asuma curajul să inițieze o afacere în Republica Moldova. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Domnul Marinuță, Partidul Verde Ecologist. Da, mulțumesc. Inițierea unei afaceri este în orice țară, orică în Republica Moldova, orică în Statele Unite sau Marea Britanie, este intrarea într-un câmp minat, adică într-o zonă de risc și trebuie gândită foarte minuțios înainte de a intra. Iar statul trebuie să acorde ajutorul necesar oricărui antreprenor, orică este din diaspora, orică este cetățean Republicii Moldova care aici locuiește și vrea să o deschide. Noi, Partidul Verde Ecologist, ne propunem ca pentru primii 3 ani, așa cum și marea majoritate a colegilor din platou, da, să acordăm facilități fiscale pentru tinerii antreprenori, să-i ajutăm în demararea afacerii, dar totodată să punem un accent deosebit la dezvoltarea economiei verzi. Fiindcă anume dezvoltarea economiei verzi este viitorul. Și asta ne-a demonstrat nouă țările Europei de Nord, de Europei Centrale, că doar în așa mod noi vom putea crea mai multe locuri de muncă, mai bine plătite și sigur vom avea mai mult aer curat, apă bună de băut și sigur vom fi mai sănătoși ca să trăim mai mult, să lucrăm mai mult, deci să ne bucurăm de viață mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eu înregistrez foarte multe din ceea ce o să spun. Eu sunt un cetățean foarte responsabil. Să dea Dumnezeu să ajungeți la putere, că nu mai scăpați de mine. Vă spun sigur, la toți. Dacă haideți să ajungem, că eu n-aș vrea să scăp din noastră. Ruslan Codreanu, Puterea Oamenilor, vă ascultăm. Mulțumesc!
Noi avem trei acțiuni cheie pe care ne încercăm să ne concentrăm pe ce ține de investiții. Asta ar fi dezvoltarea unui mecanism de procurare a unei cote părți într-o întreprindere sau asociere la una existentă, un mecanism foarte clar și transparent pentru toți care vor să investească bani din diaspora, facilitarea obținerii vacanței de un an la rambursarea creditului în afaceri, și facilități fiscale, doar că noi nu vorbim de facilități fiscale per general, per economie. Noi vrem să statul să vină și să zică cine investește în agricultură cu valoare adăugată, agricultură durabilă, au facilități în energie regenerabilă, în proiecte de energie regenerabilă sau în procesarea producției. Deci, în domeniile respective, noi venim cu facilități fiscale pentru cetățenii care vor să investească, pentru toți cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Partidul Oamenilor Muncii, domnul Rogov. Da, Partidul Oamenilor Muncii, eu în special, avem experiența Canadei, care este un stat foarte deschis și creează foarte multe facilități pentru noul business. De aia și noi avem intenția de a inaugura totuși acest minister care se ocupă cu diaspora, unde în fiecare regiune a Republicii Moldova, în fiecare centru regional, va fi create niște hub-uri inovatoare de business, unde o să fie niște fonduri financiare ieftine, unde o să fie niște specialiști care dedicat-o să se ocupe cu fiecare proces, fiecare dosar a unui om care intenționează să schidă o afacere. Și fiecare din noi înțelege că cum Canada, așa și toate fiecare țări civilizate, statul, pentru a atrage o investiție și un investitor, trebuie să creeze condiții favorabile și atractive pentru orice investitor. Asta e politica de stat a oricărui stat civilizat. De asta noi lucrăm și acum acumulăm experiența Germaniei, experiența Finlandiei, experiența Statelor Unite și Canadei, cu care noi lucrăm acum și o să încercăm să implementăm toate elementele de atractivitate economică pentru toți investitorii care o să încerce să vină în Republica Moldova, să vină la ei acasă. Mulțumim foarte mult. Denis Roșca, pace. Eu o să vorbesc despre 5 puncte și dați să privim lucrurile larg. Pe noi ne interesează să vină în general investitorii în Republica Moldova și să nu ne axăm doar pe un grup mic. Noi le mulțumim tuturor care vin în Moldova. Deci, primul punct, impozit venit zero pentru profitul investit. Acest lucru lucrează perfect în țările baltice și țările dezvoltă datorită la asta. 2. Subvențiile să fie acordate în 3 zile, deoarece toți conștientizăm că din 8 documente care se cer la subvenționare, statul oricum deja le are, din 10 documente, pe 8 deja le are. Dacă le facem digitalizare și importul de date, noi îi simplificăm procedura. 3. Lichidarea la 150 de impozite. Pentru că 150 de impozite acumulează doar 5% din veniturile încasărilor. Respectiv, noi avem 150 de motive în plus de controale. Deci, lichidarea lor simplifică activitatea business-ului. 4. Achiziții publice care, pentru stimularea producătorilor autohtoni, pentru producții care sunt în special substituite din import. Și 5. Crearea de clustere, unde se fac interconectarea între micii producători și marii consumatori. Doamna Roșca. Mulțumesc. Congresul Civic, domnul Iurie Muntean. Da, mulțumesc domnului Denis pentru împrumutarea ideii cotei zero de la Congresul Civic, la fel ca și pasul ca și care tot au împrumutat-o de la Congresul Civic. Eu o să fiu foarte scurt, clar și prinzător. Deci, în continuare ideii cu banca de stat care urmează să o fonde. Deci, cota zero la profitul reinvestit. Pentru că noi ieșim din ideea că investițiile diaspore sunt investiții interne și urmează să se bucure de un regim special. Deci, cota zero la profitul reinvestit. 1. 2. Compensarea TVA-ului la cheltuielile aferente investițiilor capitale în afara municipiului Chișinău și Bălți, echilibrare regională. 3. Credite fără dobândă pentru întreprinderile mici care vor fi fondate din contul diasporei, din contul băncii de stat. 4. Cota zero la profitul reinvestit. Cota zero la orice impozitele în cazul unor întreprinderi mici fondate de la zero de către diaspora pentru o perioadă de 3 ani. Și plus la asta, o să aveți imediat pentru că următoarea întrebare este legată. Noi în special le-am pus în această ordine. Domnul Lorescu, Partidul Democrat. Da, stimați colegi, eu aș spune așa, reforma în domeniul parcurilor IT a demonstrat că noi am exportat mai mult decât alcool,
În timp de 2 ani am exportat 200 milioane de dolari în extern, ceea ce am acumulat și a demonstrat că impozitul unic de 7% s-a dovedit că este foarte eficient în acest domeniu. La fel, vom crea impozit unic pe alte domenii de producere digitale, cum ar fi și, desigur, recunoaștere dreptului de proprietate asupra criptomonedilor, hub IT regional, cripto-hub-ul regional, hub-ul regional, bază de date, stocare de date, condiții permanente pentru rezidenții parcurilor IT și, desigur, cei care vin din diaspora 3 ani de zile să aibă scutire la impozite, absolut la tot, și fiecare leu investit în țară, să mai, statul să mai stimuleze alt leu investit din contul statului. Asta ne dorim, stimularea producerii și cei care vin din diaspora, care vor produce ceva, la fel să fie programe speciale pentru a stimula producerea. Lenii nu ne trebuiește în țară. Nu vă răsc timpul. Ne trebuie producere, dezvoltarea produsului interbrut. Mulțumim foarte mult. Platforma DA, Iana Stanțier. Mulțumesc, domnule Emil, pentru întrebare. Aș vrea să spun că atragerea investițiilor din diaspora sunt cruciale pentru, și aș vrea să pentru că asta creează la fel locuri de muncă în Republica Moldova și atrage mai mulți membri din diaspora să se întoarcă acasă. Și aș vrea să spun că nu trebuie neapărat membrii diasporei să se întoarcă acasă pentru a investi, dar pot rămâne în străinătate și avea oportunitatea de a investi. Și astea sunt măsurile care le are platforma. Da, în primul rând, primul an de activitate scutirii de impozite, pare 1 plus 2, un leu investit de către diaspora 2 din partea statului și aici bugetul este, doar trebuie administrat corect în Republica Moldova, lipsa de control, de tot felul de controle în primii ani de activitate, de asemenea crearea unui incubator pentru startup-uri, Startup Made in Moldova, care să ofere informații și suport pentru cei care nu au avut un business înainte. Și ultimul punct prevăzut de către platforma DA este credite reduse sau lipsa de interes la creditele luate pentru antreprenorii mici și mijlocii. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și pun Natalia Antoci. Da, mulțumesc! Deci, Partidul Unității Naționale militează pentru reunificarea României cu Republica Moldova, aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană. Ce ar însemna aceasta? Însemna că împreună cu România vom redresa economia. Adică va fi crearea unor fonduri de investiții comune cu România pentru businessul mic și mijlociu, respectiv construcția parcurilor de prelucrare a produselor agricole în zona frontalieră pe Prut, și sigur că conectarea la proiectele de digitalizare instituțională și sectorială din România. Deci îndemnul este că împreună facem unire, o țară reîntregită și respectată. Mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Legat de această întrebare, nu o voi comenta răspunsurile dumneavoastră acum, nu le voi sintetiza, că de comentat n-am cum să le comentez. Vine o întrebare de la Viorica Țâmbălar din Franța. Eu voi citi exact așa cum este și voi lăsa loc de interpretare pentru dumneavoastră, pentru că ca să punem un pic de lemne pe foc. Care este planul strategic pe scurtă și lungă durată de dezvoltare a economiei Republicii Moldova pe cont propriu? Asta este întrebarea. Și vom începe de la doamna Poting Aur. M-am spus de la începutul acestui forum, Republica Moldova este un pseudo-stat, de aceea un stat care a apărut în urma unui pact rușinos semnat între Ribbentrop-Molotov sau Hitler și Stalin. Republica Moldova sau cetățenii, trăitorii acestei așchi de pământ sunt unicii care mai trăiesc după acel model, după acea matrice forțată și impusă cu forța, cu arma și de aceea sigur că în această paradigmă, statul Republica Moldova nu are viitor decât prin reunificare cu România, prin revenirea la matricea ei firească, la albia firească de dezvoltare. Reunificarea cu România ar readuce
ar aduce Republica Moldova în cadrul Uniunii Europene, ar aduce Republica Moldova în cadrul NATO. Mulțumesc foarte mult. Domnul Vitali Marinuță, Partidul Verde Ecologist. Da, mulțumesc. Eu cred că noi nu suntem o țară care trăim undeva în cosmos sau pe Marte și dezvoltarea Republicii Moldova pe cont, doar pe cont propriu, este imposibilă. Să fim sinceri, sigur, ar putea mult să vorbească că noi putem așa, așa cum la unii din dezbatere s-a vorbit de un partid politic că se poate de făcut și fără bani toate restructurarea Republicii Moldova. Eu cred că noi trebuie să trecem pe verde, da? Și la propriu și la figurat. Se, după anul acesta pandemie, când noi economia și așa a intrat într-o gaură uriașă, economia care și așa nu am avut-o, noi avem toată posibilitatea de a începe totul de la început. A face economie verde, cu resurse regenerabile, fiindcă energie practic noi, a noastră, nu avem, dar trecând pe energie regenerabilă, cred că putem să construim o nouă economie. Și să ne axăm pe o agricultură ecologică, deci să revenim la ceea ce noi putem face foarte bine. Să trăim sănătos și să trăim în armonie cu natura. Mulțumim foarte mult. Domnul Ruslan Codreanu, Puterea Oamenilor. Mulțumesc. Noi probabil că suntem cei care spunem că Republica Moldova are suficiente resurse financiare, numai că au fost foarte prost administrate și prioritățile au fost foarte prost setate. Ca exemplu pot să vă dau că noi avem peste 1 miliard anual în agricultură și doar 1 milion pentru ape. Noi ducem, facem o agricultură de subsistență și secăm râurile, secăm iazurile și ar trebui să fie pentru următorii 10 ani invers, să investim în ape și să nu uscăm deja și fântânele arteziene. Noi vrem să dezvoltăm o clasă de mijloc în agricultură. Noi vrem, deși eu din 2003 tot aud despre întreprinderi mici și mijlocii, în 2018, în calitate de viceprimar, am deschis primul program pentru tineri antreprenori din municipiul Chișinău. Dar iarăși aici trebuie să fie lupta cu corupția și regulile foarte clare de joc pentru toți agenții economici care vor să investească. Noi trebuie să investim nu doar în agricultura de subsistență, dar trebuie să creăm logistica și infrastructura necesară pentru toate localitățile rurale și să avem poli de dezvoltare. Nu doar municipiul Chișinău, care astăzi 80% din venituri pe toată țara sunt doar municipiul Chișinău. Noi trebuie să investim Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domn Rogov, Partidul Oamenilor Muncii. Partidul Oamenilor Muncii, noi avem un program foarte clar definit. Republica Moldova are un potențial foarte mare, doar trebuie văzute lucrurile la rădăcină, pentru că fiecare sistem, fiecare lucru are problemele și trebuie văzut în rădăcină. Prima problemă noi avem că e o corupție care nu are margini și de-a lungul anului nu s-a creat un fundament a unui stat, cu Constituție, cu bază legislativă, cu apărarea investițiilor, cu crearea fondurilor investiționale, cu fonduri a băncilor, sistemul financiar, fiscal și așa mai departe. Iată, noi vedem lucrurile foarte clar. Avem un program foarte clar definit, avem lucruri clar văzute și avem primul proiect care se numește implementarea și implicarea fiecare cetățean din diaspora în proiecte, în niște hub-uri inovative, în fiecare centru raional, în fiecare comună, pentru a face a se implica în programele politice, sociale și economice, unde noi avem experiența Canadei și vedem foarte clar că într-o perioadă foarte scurtă după aceste alegeri, optăm să pornim un sistem economic clar definit, cu justiție clară și unii lucruri vor avea performanță. Mulțumim mult. Denis Roșca, Pace. Primul punct este combaterea corupției ca sistemul să lucreze. Doi, implementarea modelului elvețian de administrare publice locale. Astfel rezolvăm o problemă de 14 miliarde de lei, care este anexa 7 a bugetului. După care, reforma sistemului de pensionare la momentele este nesănătos. Statul cheltuie 10 miliarde de lei, respectiv reforma calitativă, modelul asiatic, el îți rezolvă problema. Ordinea întreprinderilor de stat va aduce circa 3 miliarde de lei în economie. Sectorul IT, în cazul în care implementăm TVA, cota zero pentru IT, va fi o creștere prin stimularea consumului cu peste 4 miliarde de lei. Industrializarea și reciclarea ar crește economia cu circa 15 miliarde de lei. Deci, există
dar la capitolul industrializare, slavă Domnului, suntem cei mai buni în țară. Deci, avem resurse interne nevalorificate, 26 de categorii de materie primă, dar noi iubim să importăm lucrurile. Dați să valorificăm ce avem pe loc. Oamenii noștri, materia primă și infrastructura. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnul Roșca. Iurii Muntean, Congresul Civic, vă ascultăm. Primul lucru care vreau să vă spun și să-l accentuez. Experiența ultimilor 70 de ani a țărilor gen Singapore, Coreea de Sud, în Est, până în Vest, până în Irlanda, spune că, de fapt, dezvoltarea durabilă poate fi făcută doar pe baza investițiilor interne, care ocupă o pondere de 80-90%, inclusiv investițiile diaspore. Altfel nu iese, să știm și să recunoaștem. Doi, noi pentru asta propunem Fondul Național de Bunăstare, Fondul Suveran de Bunăstare, care ar mânui toate activele rămase în Republica Moldova, ca și stat, adică activele care aparțin statului și care ar plasa toate mijloacele financiare acumulate în banca de stat, care urmează să o fondăm. În rest, tot cu corupție, pentru că anual bugetul de stat pierde 20 de miliarde de lei sau câte un miliard de euro de pe urma furturilor și abuzurilor și evaziunii fiscale. Deci dacă noi am fi avut pus 20 de miliarde măcar anul ăsta, noi am fi avut un buget proficitar. Toți vorbesc despre miliardul furat din rezervele naționale și nimeni nu vorbește. De atunci s-a furat anual câte un miliard de euro. Deci 300 de familii fanariote, judecători, procurori, foști și actuali deputați, foști și actuali miniștri. Deci asta e. Domnul Munteanu, vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Domnul Lărescu, Partidul Democrat. Partidul Democrat propune, în primul rând, digitalizarea țării, astfel că noi toate serviciile oferite de stat vor fi digitale în timp de 2 ani, cu computerul nu mai amite. Asta trebuie să o aducem până și la sistemul judecătoresc, sistemul formarea sistemelor electronice absolut integral, impozitul unic, ceea ce a demonstrat în parcurile IT, la fel vrem în agricultură impozitul unic, în domeniul producerilor, la fel vrem ca cumpărăm fabricate în Moldova program de substituire a importurilor de produse agroalimentare cu produsele autohtone. Asta este cele mai importante lucruri, acolo unde noi putem stimula economia. De asemenea, noi am schimbat de la 416 la 152 de certificate și autorizații. Vrem aceste 152 să le mai micșorăm, să debirocratizăm absolut tot sistemul. Numărul de organelor de control s-au redus de la 60 la 13. Desigur, mai vrem și mai puțini organe de control, să avem o claritate foarte vizibilă, transparență și, desigur, simplificarea procedurilor de raportări. Noi am redus de la 5... Doresc timpul, vă rog. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Natalia Antoci, pun. Vă ascultăm, domnule Antoci. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vreau de la început să dau așa o precizare până trece, rapid precizarea la întrebarea concetățeanului nostru. Deci vreau să menționez că deputații Octavian Țicu și respectiv Iurie Reniț au fost cei primii care au descumpărat și au făcut public dosarul Bahamut și dosarul Culioc, ceea ce menționează că și în continuitate ei vor fi cei, adică Partidul Unității Naționale va fi cel care va soluționa marele dosare de corupție, din care am zis concesionarea aeroportului internațional, finanțarea ilegală care are loc a partidelor politice, furtul miliardului. Și toate acestea noi vom putea face numai împreună cu România, vom putea învinge corupția și hoția și respectiv orientarea externă spre vest o putea face numai împreună cu România în Uniunea Europeană și în NATO. Și iarăși aici aș mai preciza că datorită sesizării Partidului Unității Naționale, deci s-a anulat această stare de urgență și s-a dezolvat Parlamentul, hai să spunem noi, cel care a... Doamna Antoci, timpul, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Iulia Costin. Mulțumim mult. Sigur că Republica Moldova are un potențial foarte valoros și nevalorificat, uman, național, economic, dacă vreți. Noi trebuie să punem în funcțiune acest potențial, să-l exploatăm, să depindem cât mai puțin de
exterior. Și asta o putem face, în primul rând, prin susținerea dezvoltării economice sau economiei agenților economici, prin toate stimulentele care au fost numiți și de noi și de alții, iată, parteneri. Noi trebuie să vindem produsul finit, nu materia primă, asta ne-ar ajuta. Noi trebuie să dezvoltăm sectoarele economice care aduc valoare adăugată. Pentru asta noi pledăm pentru crearea acestor 18 platforme industriale multifuncționale. Noi deja avem create 11 incubatoare de afaceri, personal am participat la asta, care ajută întreprinderilor la început de cale. Noi vrem să dezvoltăm clusterele în Republica Moldova și dezvoltăm acum un program de clusterizare care să dezvolte acești poli de dezvoltare în regiune. Noi trebuie să punem pe programe de eficiență energetică, noi trebuie să folosim energia alternativă și atunci o să fim competitivi. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cu aceasta, întrebările au luat sfârșit. Imediat urmează ultimul minut al dumneavoastră, înainte ca să... Nu știu dacă am... Eu nu cred că am răspuns la acest. Iana, scuze! Nici o problemă! Eu aș vrea să spun că sunt de acord cu cont propriu, dar în același timp eu sunt o persoană foarte realistă și vedem că dacă ne uităm la harta lumii este un pic, dacă ne uităm la statele care s-au izolat, cum este Coreea de Nord, nu cred că o duc foarte bine. Deci noi nu eu putem n-am spus de Coreea de Nord, eu am spus Coreea de Sud, domnișoară. Domnul Munteanu, nu-i luați timpul ea. Întrebarea dumneavoastră, o să revin și la întrebarea dumneavoastră. Zic în general, dacă ne uităm la hartă, deci eu aș spune că este nevoie de interacțiunea cu alte state, atât pentru investiții străine, pentru know-how și cunoștințe, importuri, exporturi. Imaginați-vă, nu să exportăm vinul. Ce o să aleagă dacă o să consumăm tot vinul care îl produce Republica Moldova acasă? Dar asta nu înseamnă că noi nu susținem producătorul. Dar e produs finit. Dar de ce interveniți în minutul dumneavoastră? Putem face o altă chestie. Mai dau eu un minut din timpul meu propriu. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Angela. Și vreau să spun că noi luptăm pentru încurajarea produsului autohton și anume platforma a propus ca 50% din produsele de pe raftorile din supermarketuri să fie de produse autohtone. Și aș vrea să vă mai spun că legat de resursele care le are Republica Moldova, noi nu avem resurse naturale, noi nu avem poziții geografice cum este Singapore. Eu am locuit în Singapore și știu care este situația economică de acolo. Ea are o poziție strategică mult mai bună decât a noastră, dar noi ar trebui să ne axăm pe resursele umane și să dezvoltăm resursele umane. Dacă mă pot să polemizez cu dumneavoastră. În tehnologie. Mă bucur că aveți atâtea idei, de-abia aștept să colaborăm când ajungem în Parlament. Doamna Stanțieră, timpul vă rog. Bun! Și aș vrea să vă mai spun că am putea să urmăm exemple în ce privește resursele umane, cum a fost și cunoștințe, cum a fost exemplul Serbiei, cum a fost exemplul Portugaliei. Mulțumesc! Vedeți că până la urmă ajungem să discutăm idei și asta mi se pare absolut extraordinar în tot acest forum, pentru că am discutat realmente idei vreau să vă zic că s-a creat într-adevăr un fond comun. Da? Avem viziuni comune asupra necesității facilităților fiscale, asupra valorii potențialului uman, asupra clusterelor, polilor de dezvoltare. Da, dumneavoastră i-ați numit diferit, dar toată lumea vorbește despre același lucru. Avem viziuni comun asupra energiilor alternative și bineînțeles că fiecare dintre dumneavoastră a prezentat și partea lui de aleului, ca să zic așa, și mai aveți acum un minut ca să o prezentați în calitate de moderator, dar și în calitate de om tare, vă rog, când mergeți la oameni exact asta să faceți, pentru că în rest când vin politicieni în dezbatere e jale cu limbajul. Acum ați fost foarte calți, foarte umani, foarte constructivi. Și ați fost realmente foarte raționali. Vă mulțumesc mult pentru asta. Și vom începe acum cu domnul Marinuță, Partidul Verde Ecologist, ultimul minut pe care îl aveți la dispoziție pentru a vă adresa oamenilor. Da, mulțumesc mult pentru aceste două ore de discuție. Cu regret, noi încă trăim într-un stat capturat, așa cum a fost declarat în iunie 2019, în care drepturile omului nu contează nimic. Ne-au furat tot, da? Ne-au furat până în sfârșit și dreptul la un aer curat. Nu avem.
trebuie să știm că în anul pandemic au decedat peste 6.000 de oameni, dar nimeni nu ne vorbește că tot în acest an au decedat tot peste 6.000 de oameni de ca rezultat a poluării, aerului, apei și mai departe. Noi suntem țara cu cele mai puține păduri, practic fără apă, în fântâni nu mai avem apă potabilă. Deci, pe lângă corupție, pe lângă faptul că ne luptăm cu acei tartari ai economiei și ai politicului, noi trebuie să ne aducem aminte că avem ceea ce ne-a lăsat Ștefan cel Mare. Moldova nu e a noastră, ci a urmașilor, urmașilor noștri. Și asta este și apă, și aer, și pământ. Eu vă invit pe data de 11 iulie să mergeți la vot în primul rând, dar să treceți pe verde, să votați viitorul copiilor noastre, să votați aerul curat, să votați apa curată care trebuie să o avem, să votați Partidul Verde Ecologist, care este o necesitate în următorul Parlament. Doar având ecologiști în Parlament, noi vom avea un viitor comun verde și sănătos. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Codreanu, puterea oamenilor. Mulțumesc. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc AERAI pentru moderare, doamna Stafii Alexandru. Să mulțumesc colegilor pentru discuții constructive. Vă doresc la toți sănătate. Cred că dacă ar fi în continuare astfel de dezbateri focusate pe idei și pe politici publice, țara asta poate s-ar mișca înainte. Prea mult, 30 de ani, s-a vorbit despre tot ce vrem, numai nu despre probleme reale. Noi suntem o echipă tânără. Noi ne-am creat pe 18 martie, dar despre puterea oamenilor o să mai auziți. O să auziți și în 2023 și în 2025. Fiecare dintre colegii mei are în spate peste 10.000 de ore de muncă lucrate. Fiecare dintre noi, la un moment dat, am fost diasporă și am avut ocazia să învățăm tare mult și să vedem. Dar am fost și peste 300 de sate din Moldova. Și în sate cu un singur om, și în sate cu 7 oameni. Noi știm problemele reale și noi vrem să punem pe ordinele de zi problemele reale ale oamenilor. Problemele la 234 de WC-uri la grădiniță creșă în anul 2021. Problemele cu glodul, indiferent de ce limbă vorbește, glodul are aceeași culoare, hoție și incompetenții. Eu vă salut pe toți, pe 11 iulie ieșiți la vot. Asta e cel mai important. Și dacă aveți puțină încredere, votați puterea oamenilor. Mulțumesc foarte mult, domnul Codreanu. Acum eu o să fiu fără comentarii total la toți dumneavoastră. Partidul Oamenilor Muncii, Alexei Rogov. Deschideți microfonul, domnul Rogov. Da. Partidul Oamenilor Muncii este creat din oameni care au trăit câte 10, 15, 20 de ani în diaspora și avem mulți oameni care au o experiență în Republica Moldova, experți în diferite domenii, în diferite care au lucrat, care au activat. Nu avem personalități care au fost, care au trăit și au lucrat în nomenclatură și unii cunoaștem foarte bine experiențele care au pot aduce la noi în Republica Moldova, unde noi în primul rând vedem că prima bază trebuie să fie construită o legislație clară, trebuie să fie restructurată și controlată dezmățul justiției și trebuie să fie în primul rând făcut controlul strict al banilor publici prin diferite sisteme unde justiția trebuie să lucreze și orice încălcare al acestui sistem trebuie să fie foarte dur și dur penalizat. Noi cunoaștem foarte bine Republica Moldova, am lucrat în diferite centre raionale și cunoaștem lucrurile în țară. Vom încerca împreună cu toată echipa noastră să aducem și practicile și experiențele și expertizele din țările lumii unde am activat și vom încerca să atragem oamenii noștri care sunt din străinătate cu investiții directe. Pentru asta trebuie să creăm o platformă foarte clar definită care să fie atractivă, cum fac țările civilizate, ca să putem împreună să creăm lucruri bune, care fiecare din noi trebuie să-și dea seama că asta e țara lui, țara strămoșilor noștri și țara viitorului copiilor noștri. Votați Partidul Oamenilor Muncii. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Denis Roșca, pace. Noi suntem... Problema de bază în Republica Moldova rămâne și totuși corupția. Și noi explicăm procedura prin care asta se rezolvă. Deoarece Lituania, implementând votul electronic, care este necesar și în Moldova, rezolvă problema corupției timp de 3 luni de zile în sistem, deoarece persoanele indică nominal persoanele care stau în sistem pentru a rezolva, cum spune, întrebări. Indicarea nominală a problemei și rezolvarea lor. Mai departe, am publicat deja 29 de programe economice și am spus oameni buni, implementați-le voi cât sunteți factori decizii, pentru că asta valorifică resursele interne și asta ne permite să dublăm în bugetul Republicii Moldova. Resursele nevalorificate interne este problema de bază a Republicii Moldova. Le avem, dar ne este lene să le
valorificăm. 3. Sistemul contabil centralizat combate definitiv tot ce înseamnă contrabandă. Efectul principal al combaterii contrabandei este protejarea producătorului autohton, deoarece marfa importată prin contrabandă devine scumpă și producătorul autohton are șansă. Și bineînțeles, reintegrarea țării. Dacă ne uităm problema reintegrării, fiecare partid o amână fiecare an. Avem programul reintegrare prin comunicare. Este foarte bine detalizat cu cele 3 memorandumuri de bază și ajustarea prețurilor, pentru că multe persoane vor avea cheltuieli suplimentare prin reintegrare. Este posibil de întrezi țara. Vă dați parte după aceea. Mersi. Mulțumesc tare mult. Domnul Muntean, Congresul Civic. Din numele Partidului Congresul Civic vreau să fac un apel către dumneavoastră, stimați concetățeni. Deci, indiferent de decizia pe care până la urmă o veți lua cel târziu, aflându-vă în cabina de vot, 11 iulie, să țineți minte, 11 iulie vine și pleacă, vine 12 iulie și mai departe ce mai facem. Ce facem mai departe? De asta noi ne adresăm cu următoarele solicitări pentru dumneavoastră. Deci, primul, nu-i votați pe cei care au furat miliarde și complicilor. Doi, nu-i votați pe cei care vă sperie cu diferite tancuri, fie rusești sau de alt gen, fie NATO, fie gay și așa mai departe, sau tot neamul de ocupație. Nu-i votați pe cei care vă cumpără votul. Nu-i votați pe cei pentru care transformările și reformele se rezumă doar la lichidări și închideri. Nu-i votați pe acei pentru care transformările și reformele se rezumă doar la creșterea interminabilă a datoriei externe. Nu-i votați pe acei care o să vă spună că bunii străini o să facă totul în locul nostru. Și în primul și în ultimul rând, nu-i votați pe acei care nu vor veni în fața dumneavoastră cu un plan complet, concret și detaliat de schimbări spre bine, program de dezvoltare sau, cum este în cazul Partidului Congresului Civic, planul celor 5 modernizări pentru Moldova. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor succes la alegeri, fie ca 12 iulie, să ne aducă o ușurare, cât n-ar fi de mic. Mulțumim foarte mult. Domnul Mihai Olărescu, Partidul Democrat. Stimați cetățeni, stimată diasporă, știm cum și avem nevoie de un plan. Acest plan îl are Partidul Democrat, din care fac parte. Ceea ce ne dorim noi și orice țară sănătoasă este bunăstarea pentru oamenii noștri. Vrem ca oamenii să trăiască mai bine, să aibă sănătate, venituri mai mari, securitate, să aibă acces la procurarea locuinților și un loc de muncă stabil. Pentru asta, desigur, e nevoie de bani, iar banii din buget vin dacă ai o economie puternică. Asta înseamnă stabilitate economică, IT și inovație, agricultură și performanță, instituții puternice și corecte, sistem fiscal eficient. Cu siguranță, nu poți avea o economie puternică și nu poți atrage investiții dacă nu ai educație, justiție și infrastructură. Asta vă propune Partidul Democrat. Votăm trandafirul pe 11 iulie, votăm echipa reformată și oamenii care sunt, cunosc cum să înfăptuiască aceste fapte în realitate. Vă mulțumesc cu drag. Sănătate și toate bune! Mulțumim foarte mult! Iana Stanțieru, Platforma DA. Vă mulțumesc pentru organizare și vă mulțumesc tuturor care ne-au privit și ne-au dat întrebări în seara asta. Dragii mei prieteni din diaspora, eu sunt parte din diaspora de 21 de ani, am plecat la 15 ani la studii, am locuit în 10 țări și pe 3 continente, în timp în care și mama mea a plecat într-o altă parte a diasporei. A fost nevoită să plece în Italia ca să îngrijească de bătrân, ca să mă poată susține la aceste studii. Deci cunosc diaspora, problemele, suferințele și dorul de casă din toate perspectivele. Cunosc atât dorul cât și soluțiile pe care le avem pentru această diasporă. Nu mai vreau să văd mame care pleacă și nu-și văd copiii crescând. Nu mai vreau să văd familii tinere care își părăsesc cuibul pentru că nu au condiții decente să stea acasă. Nu mai vreau să văd membrii din diaspora noastră care au muncit în străinătate și vor să-și investească banii și acești și statuii și toate schemele din Republica Moldova care le mănâncă toți banii. Vreau să văd într-o Moldovă și haideți să construim această Moldovă în care să vrei să te întorci și de asemenea în care să nu mai vrei să pleci. Votați Platforma DA pe 11 iulie
și de asemenea platforma, da, are o strategie solidă creată pentru diaspora, dar împreună cu diaspora, deci am adunat toate sugestiile și toate părerile din diaspora când le-am vizitat. Este un document deschis, de asemenea am consultat cu Consiliul Europei și alte instituții în vederea creării acestei strategii. Haideți să fim Moldova mai bună împreună, votăm platforma, da, vă îmbrățișez, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Natalia Antoci, pun. Da, vă mulțumesc, doamna Angela, domnul Alexandru, pentru întâlnirea din această seară cu colegii noștri. Mesajul meu este pentru cetățeni și concetățeni. Dragii noștri, în primul și în primul rând vă îndemn data de 11 iulie să nu fiți indiferenți și să mergeți la vot. Ajungând în cabina de vot, decideți ceea ce vă spune inima, și anume eu vă îndemn să alegeți să fi reprezentanții unei țări reîntregite, prospere și respectate. Aceasta o putem face numai cu partidul PUN, un singur vot unionist. Eu sunt și eu din diaspora, plecat acum 14 ani, revenită. Și vreau să susțin că și părinții au fost plecați, revenit, plecați și înțeleg foarte bine frontiera pe care ne despărțește dintre România și Moldova este uneori mai mult decât traseul pe care facem Franța-Chișinău. Eu doresc să fim o țară reintegrată din două state românești. Vă îndemn să votăm împreună, împreună facem unirea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Iulia Costin, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldova. În primul rând, doamna Angela, Alexandru, mulțumim pentru o discuție transparentă. Sperăm să fim auziți peste hotarele țării. Dragi prieteni, pe 11 iulie dumneavoastră puteți contribui la schimbarea care ne dorim cu toții, la o viață mai bună, aici, la noi, acasă. Am ajuns să fim, spre regret, o țară săracă, cu oamenii care trăiesc sub nivelul sărăcie, o țară dependentă de o mulțime de factori. Șansa noastră este să exploatăm potențialul care îl avem, uman, natural, economic. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei este un partid nou, cu o echipă profesionistă care propune o strategie clară de dezvoltare a țării, cu un accent sporit spre rezervele noastre, a țării, pentru a nu fi permanent dependenți de exterior. Oamenii așteaptă și speră la o consolidare a forțelor politice împotriva corupției, nedreptății, sărăciei și asigurarea unui trai decent. Bunăstarea Moldovei se va produce atunci când noi toți împreună vom contribui la această schimbare. La 11 iulie este punctul de repornire pentru Republica Moldova. Vă îndemn să votați Casa noastră Republica Moldova și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Doamna Poteng, Aur. Dragi prieteni, stimați concetățeni, scumpi concetățeni aflați în afara granițelor Republicii Moldova, în afara granițelor României. Mulți neprieteni în această campanie au încercat să denigreze Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, lansând, tirajând minciuni de tot felul. Am acum ocazia din prima sursă să vă comunic următoarele. Alianța pentru Unirea Românilor este un partid pan-românesc, de la Timișoara până la Tiraspol. Este un partid pro-NATO, pro-UE, este un partid pro-occidental, pro-unire. Este partidul care pe 6 decembrie 2020 a fost votat de peste 600.000 de români și care a adus surpriza în Parlamentul României, a adus 44 de parlamentari. AUR, deci, este expresia revoltei și a nemulțumirii populare din România, dar și de aici, ca reacție la minciuna și corupția politicienilor și a partidelor compromise. AUR este partidul care luptă cu nedreptatea, cu fără de legea și impostura. După 11 iulie, AUR va reprezenta cu demnitate cele peste 40% de simpatizanți a idealului reunirii în Parlamentul de la Chișinău. Mulțumim foarte mult! Mulțumim tuturor! Vedeți cum suntem cu toții colegi atunci când vine vorba de pământul ăsta și de țara noastră și de oamenii care sunt plecați și care, din păcate,
Poate că vor fi plecați încă mult timp. Să sperăm că veți ajunge în Parlament și veți reuși să creați o echipă care să lucreze pentru dezvoltare, toți împreună, pentru că vin timpurile în care trebuie să colaborăm unii cu alții. Din numele meu și AIRAI, vă mulțumesc enorm pentru că ați venit. Din numele diasporii, vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru că i-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Sperăm că vă vor onora și ei, cu, nu doar cu prezența la vot, dar și cu decizia de a vă acorda acest vot. Eu vă spun spor, așa cum se zice la noi, și să aveți drum deschis către guvernare și să implementați tot ceea ce v-ați propus. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această oportunitate. Vă mulțumesc și eu din partea Institutului Republican Internațional. Îi mulțumesc, Angele, pentru moderarea acestei discuții. Sper că formatul nu a fost pe plac, deoarece scopul nostru a fost mai mult să punem accent pe platforme, pe programele electorale ale partidelor pe care le reprezentați și nu atât pe dezbatere care câteodată deviază de la politici publice și merge într-o zonă. Da, merge într-o zonă gri a atacurilor la persoană care ulterior nu aduc nimic bun discursului public. Eu sper că polițistul rău de la început care v-a închis microfonul v-a ajutat să vă concentrați mai bine punctele și să le prezentați membrilor diasporei. Dacă ați observat la sfârșit, când ați spus mesajul, am fost mai deschis și nu am închis microfoanele după un minut. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă doresc succes în continuare în campania electorală, în ultima săptămână de campanie electorală. Sper să avem o zi a alegerilor destul de liniștită și unde o să rămână numai de numărat voturile și ulterior în Parlament cei care o să ajungă să implementeze ceea ce s-a discutat astăzi în acest forum electoral. Acestea fiind spuse, o seară bună în continuare vă doresc și toate bune! Ne auzim deja la următoarele evenimente. Ce să sănătate! Ne-au urmărit 13.500 de oameni. Deci, și siguranță o să fie și mai mulți pentru că se va duce în reluare și cred că aveți grijă să faceți și dumneavoastră share. Seară bună, bine să aveți! La revedere! Mulțumim foarte mult! Mulțumim tuturor! La revedere! La revedere! La revedere!